Am dat asistență, bună dimineața, suntem în 13 august, avem susținerea Consiliului Științific Specializat de susținere a tezei de doctorat cu titlul Particularități artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblul locuințe tradiționale moldovenești, sfârșitul secolului XIX, mijlocul secolului XX, care a fost elaborată de către pretendenta noastră, Elena Madan, la specialitatea 651-01, Teorie și istoria artelor plastice. Conducător științific este doctor în studiuart la Conferințiar Universitar, Vitalie Malcuci. Îl salutăm și pe această care suntem la o discuție din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural. Deci, în conformitate cu decizia ANACECO-ului din 24 mai 2024, a fost format Consiliul Științific Specializat de 651-01-24-105 la Institutul Patrimoniului Cultural din cadrul Ministerului Culturii, care este acreditat cu dreptul de a organiza susținerea tezelor în domeniul studiului artelor și culturologiei. Deci această componență a comisiei a fost aprobată de către ANACEC și este următoarea. Doctor habilitat Ileana Mondraticova, doctor habilitat în studiul artelor, doctor habilitat în istorie, subționată în calitate de președinte. În calitate de secretar științific a fost nominalizată doctor în istorie Natalia Grădinar, Institutul Patrimoniului Cultural. Membrii comisiei sunt în următoarea prezență, deci doctor habilitat în studiul artelor, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doamna Mariana Șlapac, o salutăm aici la noi în sală, doctor în studiul artelor, conferențiar universitar Angela Munteanu, la Universitatea Tehnică a Moldovei, o salutăm, doamna doctor în studiul artelor și culturologiei, Liliana Platon, cred că este în ambuteiaș, Acuș Vini, bine, trimis mesaj, ea mi-a trimis mesaj că Acuș Vini se apropie, și în calitate de referenți științifici, sunt nominalizat doctor habilitat în studiul artelor conferențiar cercetător de la Institutul Patrimoniului Cultural, doamna Victoria Rocaciuc și doamna doctor în biologie, Muzeul Barbara, de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Vedeți că este o teză la interferență de genuri, este o teză multidisciplinară, care a unit aici și istorici și etnografi, dar sigur că în primul rând persoane din domeniul studiul artelor. Deci, aceasta este componența Consiliului Științific Specializat și referenții care sunt prezentați în cadrul acestei susținere ale tezei. Deci, avem în față susținerea pretendenta care aspiră la titlul de doctor în studiul artelor, Elena Madan, care a prezentat teza, după cum am dat citire, Particularități artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblul locuinței tradiționale moldovenești, sfârșitul secolului XIX, mijlocul secolului XX. Deci ea aspiră, după cum s-a dispus, la titlul de doctor în studiul artelor și culturologiei, la specialitatea 651-01, conducător științific este doctor în studiul artelor, Vitalie Malcuci. Deci actualmente Elena Madan este șef de program studii la specialitatea design industrial de la Departamentul Design Industrial și de produs Facultatea de Design, deci multe cuvinte de design, este la Universitatea Tehnică a Moldovei. Acolo are și ore, deci în calitate de asistent universitar, lector universitar, a mai exercitat și funcția de șef de program studii la specialitatea design industrial. Deci a făcut doctoratul la Institutul Patrimoniului Cultural, deci în anii 2006-2009, deci a început doctoratul în cadrul Institutului Studiul Artelor, după 2006 am trecut pe acea optimizare, fuzionare a institutelor, după care finalizăm studiile în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural. Deci, respectiv, toate documentele care au fost prezentate, dat în faptul că au fost studiile 2006-2009, au fost reactualizate, inclusiv notele, temele, conducătorul științific, precizate limitele cronologice ale acestui studiu. În palmaresul doamnei Elena Madan se află mai multe studii de specialitate care o să se, care se referă la tema sa de cercetare,
rețeșând și publicație în reviste de specialitate conform regulamentul ANAGER, publicație în materiale ale conferințelor naționale și internaționale, rezumate, colegi și articole. Deci, într-adevăr, de dovadă de acea necesitate a unui studiu cu privire la particularitățile artistice ale lemnului, ale lucrărilor de lemn, ale mobilierului țărănesc din această perioadă, care are o importanță foarte mare. Deci, și teza și rezumatul au fost transmise în termen, cum să vă arăt că sunt. Deci, acestea fiind spuse, o rog doamna doctor în istorie, Natalia Trădinaru, care este secretarul științific al Consiliului, să treacă în revistă actele care au fost depuse în dosarul pretendent din Consiliul Științific Specializat și, respectiv, dacă vor fi întrebări din partea domnilor voastre la dosarul care a fost prezentat la Consiliul Științific Specializat. Noi membri al Consiliului Științific Specializat, noua asistență. În Consiliul Științific Specializat, prezidenta madame Elena a depus următoarele materiale. Teza de doctor, rezumatul și anexele tezei. Actele prezentate în cadrul seminarului științific de profil, după cum urmează. Extras din procesul verbal numărul 3 de 9 noiembrie 2006, privind aprobarea temei tezei de doctor, designul interiorului în Republica Moldova și a conducătorului științific dr. Vitalie Malcuci, de către Consiliul Științific al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei. Extras din procesul verbal numărul 7 de 9 noiembrie 2007, privind aprobarea modificării titlului tezei de doctor, mobilierul locuinții țărănește Moldova, sfârșitul secolului XIX, prima jumătate de secolul XX, de către Consiliul Științific al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei. Extras în procesul verbal numărul 4 din 30 iunie 2020 al ședinței Consiliului Științific al Institutului Patrimoniului Cultural, privind rectificarea temei tezei de doctor, particularități artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblul locuinții tradiționale moldovenești, sfârșitul secolului al XIX-lea, mijlocul secolului 20, la specialitatea 651.01, teoria și istoria artelor plastice și acoperă conducătorul științific, domnul Vitalie Malcuci. Extras în procesul verbal numărul 3 din 9 noiembrie 2006, privind programul individual de activitate cu indicarea examenilor, testărilor, referatelor și calificativelor obținute, aprobat la ședința Consiliului Științific al Institutului Patrimoniului Cultural. Adeverință din 17 mai 2020 la susținerea repetată a examenului de doctorat și a calificativilor în legătură cu expirarea termenilor acestora. Demersul Institutului Patrimoniului Cultural către ANACEC din 28 martie 2024, cu solicitarea de a forma Consiliul Științific Specializat asupra de susținerea tezei de doctor în studiul artelor și culturologiei. Lista lucrărilor științifice publicate la tema tezei, formularul 1, suplimentul publicației la tema tezei doctorat, anexa 12, avizul pozitiv al secției arte vizuală din 13 iulie 2023, în ședința căreia a fost examinată teza și recomandată spre susținere. Avizul conducătorului științific la teza de doctorat. Hotărârea semnalul științific de profil la specialitatea 651, arte vizuale, la specialitățile 651.01, teoria și istoria artelor plastice, 651.02, teoria și istoria arhitecturii, 651.03, altele plastice și decorative din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural, proces verbal numărul 1 din 12 octombrie 2023, în care teza a fost apreciată ca foarte bună și a acumulat 74 de puncte, conform formularului ANACEC de evaluare tezilor de doctor și a fost recomandată pentru susținere publică. Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC numărul 2 din 24 mai 2024 cu privire la formarea Consiliului Științific Specializat de 651.02 24.105 la Institutul Patrimoniului Cultural a abertat cu dreptul de a organiza susținerea publică a tezii de doctor în studiul artelor și culturologie cu nota informativă corespunzătoare și răspunsuri la obiectele făcute. Lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele cu ștampila poștă. Astfel,
Dosarul doamnei Elena Madam este complet. Materialele din dosar au fost prezentate în timp și sunt perfectate conform actelor normative în vigoare ale ANACEC. Vă mulțumesc. Întrebări, da? La dosar. Bună ziua, onorată asistență, stimați membri ai Consiliului Științific, stimați referență, stimați cei prezenți care ne-au urat astăzi la această susținere de test, vă rog frumos, dacă sunt întrebări față de dosarul prezentat de către secretarul Consiliului Științific, doamna Natalia Grădinaru, dacă nu sunt întrebări, deci considerăm că întrebările dosarul a fost prezentat în termen și cu înfărții de toate documentele necesare conform regulamentului ANACEC. În continuare, o să-i oferim cuvântul doamnei Elena Madam pentru a prezenta pe parcursul a 23 minute conținutul tezei și rezultatele obținute și să-i răspundă în caz dacă vor fi la cele întrebări pe care dumneavoastră o să le acumulați pe parcursul examinării tezei. E sigur că 20 de minute este cam puțin, dar aceasta și constă pară în comun de susținere de teză, să-ți poți concentra și sistematiza lucrurile de aici, să poți prezenta esența tezei, esența cercetării, fiind de un timp atât de restrâns. Doamna Elena Madam, aveți 20 de minute. Vă rog frumos! Bună ziua la toți care sunteți astăzi aici, stimați membrii ai Comisiei, referenți oficiali și tuturor care au venit să mă susțineți. Aș vrea să menționez că de la început, înainte de a-mi expune teza, evenimentul de astăzi, care se trece anume aici în sala mică, este un eveniment simbolic. De ce? Deoarece, cu mai mulți ani în urmă, și mai exact în 2007, am participat pentru prima dată la o conferință internațională și se numea Diversitatea Expresiilor Culturale ale Habitatului Tradițional. Cu prima cercetare a mea în domeniul mobilierului tradițional și respectiv pentru mine este simbolic căci acum, astăzi, tot suntem aici în sala mică, tema mea puțin s-a lărgit și respectiv astăzi avem denumirea particularități artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblul locuinții tradiționale în Domnești și anume perioada sfârșitului secolului XIX, mijlocul secolului XX. Atunci când în 2007, în urma cercetărilor de teren în puțin localități din centru și nordul Moldovei, care ulterior s-a extins pe întreaga țară, în partea raionilor Republicii Moldova, am înțeles cât este de important să fie supus cercetării mobilierului de locuințe din Moldova. Din motivul că mobilierul țărănesc reprezintă o valoare culturală a habitatului tradițional, care necesită valorificat, de aici așa apărut ipoteza de lucru, care se rezumă în ideea că piesele de mobilier sunt parte integrantă a creației artistice populare, am îmbinat în mod reușit funcționalitatea și decorul, asigurând oamenilor confortul necesar, reprezintă mostre edificatoare de creativitate artistică, reflectă modul de viață al comunităților și viziunea lor asupra lumii. Valorificarea științifică a acestui fond cultural-artistic ar putea ajuta la o mai bună înțelegere a spiritului creativ al societății tradiționale, oferind totodată o sursă de inspirație pentru designeri contemporani, aflați în căutarea noilor forme de exprimare artistică. Odată cu trecerea anilor, numărul de piese este tot mai mic, inclusiv și locuințele unde aceste piese se aflau. Faptul ce prezintă un obstacol pentru cercetări și pentru exploratorii diverselor forme culturale. În cercetările științifice, în ce întreprinse până în prezent, demonstrează că mobilierul tradițional
a fost abordat cu prevedere din perspectivă etnografică și mai puțin din cea a valorilor artistice comparate. Aceste situații ne-au motivat să gândim studiul și să-l adaptăm prin nivelul actual al cercetării domeniu, oferindu-i ca dominantă relevarea prestației artistice, volumetrice, spațiale, funcționale. Rostul prezent în investigație constă în a aborda potențialul reprezentativ al mobilierului, sporind accesul la cunoașterea lui pentru valorificarea mobilierului. De aici a apărut și scopul lucrării, care constă în identificarea particularităților artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblul locuinții tradiționale moldovenești, sfârșitul secolului XIX, mijlocul secolului XX, prin explicarea mobilierului în baza cercetărilor complexe și din perspectiva valorificării științifice, artistice, socioculturale, muzeistice și a patrimoniului cultural. Și pentru atingerea acestui scop s-au pus următoarele obiective. 1. Repertorierea formelor mobilierului rustic din diverse surse pentru a întreci cadrul fenomenologic. 2. Identificarea, analiza și clasificarea particularităților artistice ale mobilierului tradițional în vederea introducerii în circuitul științific, cultural și artistic. 3. Determinarea influenței formei, materialului și funcția asupra clasificării mobilierului. 4. Elucidarea particularităților artistice ale mobilierului tradițional, constituite din proprietățile materialelor, tehnicile de prelucrare artistică, a ornamentelor și structurilor decorative. Și 5. Valorificarea și promovarea mobilierului tradițional ca parte a patrimoniului cultural. Determinarea nivelului de conservare a acestui la etapa actuală, evidențindu-i importanța și rolul în contextul sociocultural și artistic. Am considerat aceste obiective drept principale pentru structurarea programaticei de cercetare, având certitudinea că vom contribui astfel la înțelegerea, conservarea și perpetuarea sub diferite forme acestui important segment al culturii naționale. Desigur că aici este indicat și cadrul cronologic, care este determinat de secolul al XIX până la mijlocul secolului al XX-lea. Ca metode de cercetare care le-am ales au fost alese metodele clasice și totodată și artistice, adică metoda dialectică, analiză istorico-comparativă, inductivă, funcțională, morfologică, formal-stilistică, tipologică, iconografică și iconologică. Rezultatul obținut și importanța teoretică a lucrării este în elucidarea particularităților artistice ale mobilierului țărănesc, completarea lacunilor în studiul acesteia și introducerea în circuitul științific a materialelor originale. Valoarea aplicativă a lucrării este însăși utilizarea rezultatelor în design interior, dezvoltarea de cursuri universitare și beneficiu pentru a câștiga pentru artiști plastici, designeri și muzee regionale și locale. Desigur că trebuie să menționez că în timpul cercetării mi-au apărut sute de întrebări privire la mobilierul tradițional, la care încercam să găsesc răspunsuri. Din punct de vedere științific, adică au apărut probleme la care încercam să găsesc soluții sau rezultate. Acestea fiind expuse pe parcursul lucrării și reflectate în capitolele tezei. Desigur că o primă întrebare a fost la început, mă interesa istoriografia domeniului de cercetare. Doream să identific modele și metode de cercetare adecvate pentru acest studiu. Respectiv, încercam să iau ca surse și documentele din arhivă și mai multe monografii. Și aici, dacă să ne uităm, slide-ul acesta e foarte încărcat de cărți, dar asta este minimul care a fost utilizat. Ca lucrare de bază și ca ghid mi-a fost
cartea Iosif Capiesus, mobilierul țărănesc românesc. De asemenea, au fost și cartea mobilierul țărănesc din Oltenia, care putem să vedem metodele de descriere însă și a mobilierului și deosebi specificate pe lăzile de zestre, sau Barbu Ștepănescu, mobilierul țărănesc din Creșana, care a fost ca o orientare anume în descrierea care a ghidat pentru realizarea unui catalog în muzeul din Creșana și cum se introducea, adică era foarte, foarte structurat. Și acest m-a ajutat ulterior să își fac clasificarea mai corectă a mobilierului țărănesc. Desigur că aici putem să numim și cartea lui Stoica și desigur și realizările domnului Malcoci în decorul în piatră și șelem, care în care găsim descrierea ornamentelor specifice regiunii noastre. Sursele istoriografice interdisciplinare examinate critic și completate prin investigații de teren în 37 de raioane din Republica Moldova, adică au fost completate, documentând repertoriul mobilierului tradițional și abordând problemele identificate, au consolidat un cadru complex pentru analiza problematicii formulate în obiectivele și scopul lucrării. Cercetarea a relevat prezența constantă de-a lungul secolelor a unui mobilier adaptat specificului funcțional al interioarelor, modului de viață al comunităților rurale și corespunzător statutului social al proprietarilor. O altă problemă care mă preocupa era cine erau meșterii lemnari care realizau mobilierul, de unde și-au dobândit abilitățile și unde activau. Răspunsul la această problemă l-am oferit în subcapitolul 1.3, în care am descris activitatea meșterilor dulgheri și tâmpari, aceștia fiind principali creatori ai mobilierului. Acești meșteri nu lucrau doar pentru gospodăriile lor personale, ci erau și lucrători ai brezilor, atelierilor și ulterior ai fabricilor. În această perioadă s-au dezvoltat semnificativ școlile de meserie, în special între sfârșitul secolului XIX și mijlocul secolului XX, unde meșterii puteau dobândi abilități profesionale. Nivelul de trai scăzut al populației din mediul rural și dificultatea de a achiziționa produse din oraș sau pe mercate industrial au promovat continuarea producției locale și tradiționale, menținând astfel atelierile în meșteșugărești mici în sate. Aici, slide-ul acesta este indicat cum au evoluat însăși activitatea meșterilor rugieri și tâmplari în timp. De asemenea, datorită zestrele au înființat la sfârșitul secolului XIX școli de meserie pentru dezvoltarea producției de artizanat și aici chiar avem un atestat din 1926 de la școala din Soroca, școala de mobilă, în care se lucrau corăchită. Și aici chiar avem câteva poze a elevilor și profesorilor în incinta atelierului de împletit a școlii de împletituri de mobilă și cojuri a prefecturii județului Soroca. Desigur că în continuare îmi puneau alte întrebări, îndeosebi după ce am făcut o cercetare foarte amplă a întregului spațiu din Republica Moldova, acumulând 37 de raioane și
aceasta constituie aproximativ peste 100 de localități în care a fost cercetat mobilierul și aceasta constituie aproximativ o pătrime din toate localitățile din Republica Moldova. Și adică pentru a răspunde cum ar fi corect să clasific, am început prin a identifica funcția fiecărui obiect de mobilier. Deoarece funcția este un indicator esențial în înțelegerea utilității practice a fiecărei piese. De asemenea, am luat în considerare materialul din care era confecționat mobilierul, care influențează forma finală a piesei. Iar lucrarea creativă a formei a contribuit la diversitatea și autenticitatea mobilierului. Această abordare se aliniază principiul funcționalismului, conform forma urmează funcția. Pe baza acestei analize am creat o organigramă, care o vedem aici prezentată, care ilustrează interdependența dintre formă, funcție și material. Aceasta m-a ajutat să clasific mobilierul tradițional în trei categorii principale. Însăși, mobilierul pentru odihnă, mobilierul suport depozitare și mobilierul pentru servit masă. Din categoria mobilierului pentru odihnă, am stabilit că sunt diverse scaune. Scaune joase, scaune cu spătar. De exemplu, aici am observat când le-am adunat toate împreună un specific anume. Și cred că observați și dumneavoastră. Scaunele cu spătar au șezut-o în formă trapezoidală. cu baza mare în față. Desigur că am găsit și influențe străine din amobilierul important, cum sunt scaunele vieneze și le găsim practic în toate raioanele Moldovei. În mobilierul pentru șederi este și Larița, care este unul din cele mai vechi mobilier. Sunt bencile fără speteasă, sunt bencile cu speteasă, de care este o evoluție a Larițelor. Și Larițele au evoluat mai departe, având o speteasă, un depor foarte pronunțat, am determinat că sunt diferențe regionale. Adică este un mobilier specific pentru nordul Moldovei, pentru centrul, sud. Și, de exemplu, aici avem canapeaua sau canapca, care este specific regiunii de sud-est a Moldovei. Larița cu spetează sau patul, cu diferite speteze a patului. Leagăne de diferite forme. În lucrările la conferință, desigur că fiecare, practic, în acest tip de mobilier a fost descris detaliat prin o clasificare a lor. Și dacă vorbeam despre specificul zonal, este cei de la sud nu cunosc despre sofcă sau sofale, dar numită așa zisă sofcă, care este o ladă mai mare, care se avea și în capar. Dar de obicei era artistic prelucrată prin strungirea însăși a spetezii și a lateralilor. Alt tip de mobilier este mobilierul pentru odihnă,
cum e... Aici am făcut o statistică a mobilierului pentru odihnă, din toate mobilierul care l-am, tot mobilierul care l-am găsit. Și aceasta mi-a permis să observ ce este caracteristic regiunii din nord, centru și sud. Alt tip de mobilier era mobilierul pentru depozitare. Și aici, de asemenea, este o clasificare a lăzilor. Lăzile erau diferite și ele, ca valoare artistică, prezintă un interes foarte mare, deoarece ele, fiind oferite la munți, la peturilor, respectiv se încerca să fie cât mai decorate. Desigur că erau și mai simple, erau și lăzi de companie, erau și lăzi ferecate care aveau o origine, consider că din Imperiul Rus. Sunt lăzile pictate care au o specific regional, de exemplu, lăzile din partea stângă, ca imagine, sunt specifice la centru și la nord, la sfârșitul secolului XIX, având acantramente patrate cu elemente florale. Dacă să ne uităm la imaginea din dreapta, este o ladă specifică pentru sudul Moldovei, cu 3 sau 2 medalioane, toate la sfârșitul secolului XIX, dar sunt și picioare, și capacul este plat. O alt tip de ladă este ladă din mijlocul secolului XX, care avea ca tehnică, în momentul când încă era umbră de vopseaua, erau trase cu un pieptene special și forma însăși ornamentul, care era specific nu numai pentru lăzi, dar era specific și pentru mesele din perioada aceea. Erau și lăzi mixte, atât erau pictate, cât și ferecate. Și observăm și arborele vieții care se încadrează în forma între fericături. Da? Am mai găsit și lăzi dulgherești care consideram că ele sunt autentice în considerație, comparația cu mobilierul din România, fiind crestate, dar din păcate am găsit pe 4 piețe în întreaga țară. Am plasat ca o separat lăzile deosebite și aici am făcut o statistică lăzilor. Statisticile acestea mi-au ajutat iară să determin ce este specific pentru nord, centru și sud. Din mobilierul pentru depozitare este litarul, prepeleacul, polița și grinda, tricornul, cumea sau brănițarul, cuierul, dulapurile, care iarăși putem să vedem ceva regional, dar totodată și importate în stil Art Nouveau. Și alt tip de mobilier era mobilier pentru servit masă, cu diferite mese, mese joase rotunde care practic sunt întâlnite în toată țara, dar sunt și mese joase dreptunghiulare care sunt specifice la nord, la nord, în vestul Moldovei. Mesele înalte dreptunghiulare, mese înalte rotunde, masa dulap, și iarăși aici am făcut o statistică, desigur că am ținut cont și de distribuirea spațiului în interiorul locuinței țărănești, pentru că diferea mobilierul din tinta, camara și casa mare. Și ca întrebare, clasificarea mobilierului a fost ca o bază pentru a putea distinge particularitățile artistice ale mobilierului. Și de asemenea am făcut o organigramă în care am specificat
căci aceste particularități sunt interdependente de materialul din care erau făcut lemn, răchită sau papură sau metal și tehnicile decorative care întrunea încrustarea, traporarea, sculptarea, incizie, perogravarea, strunjirea, pictarea, vopseaua, înferecarea. Mijloacele artistice care erau utilizate erau simetria, ritmul, dinamica, statica, proporția, contrast sau accentul, structura tectonică, complexul, ansamblu. Iar ca structură decorativă este elementul ornamental, ca bază după care sunt motivele din câteva elemente puteau să fie compuși și deja compoziția întregintă. Și aici am vrut să demonstrez în imagini, însăși materialul utilizat, tehnicile de care le-am menționat, mijloacele artistice și structura decorativă. Dacă să ne uităm la decorația, însăși al mobilierului, însăși formele, am studiat formele și semnificația ornamentului tradițional. În cele mai deseori erau utilizate motivele geometrice, dar întâlnim și motive fiziomorfe, cosmomorfe și geomorfe, motive geomorfe, care sunt specifice artei populare. Ca ultima întrebare, era interesant cum am putea utiliza sau valorifica elementele tradiționale în mobilierul modern. Și am găsit chiar și exemple, făcând o paralelă ceea ce se produce astăzi și ceea ce era, adică prin asemănare. Desigur că asta nu este absolut necesar, deoarece meșterii populari utilizează aceasta, dar caracteristic aspectul național este ornamentație specifică, este formele și decorație, materialul, accesorii constructive, tapiseria. Și aici putem să vedem lucrări ale meșterilor, lucrări a studenților care au utilizat elemente tradiționale și respectiv lucrări ai designerilor. Ca și concluzii generale și recomandări, pe care majoritatea concluziilor au fost spuse pe parcurs când spuneam despre fiecare tip de mobilier, dar vreau să mă opresc doar la recomandările ulterioare. Este continuarea cercetărilor asupra mobilierului tradițional din Republica Moldova, în raport comparativ cu tradițiile din statele vecine pentru a alărgi spectrul problemelor de studii. Dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare pentru a releva legăturile dintre mobilierul tradițional și alte genuri de artă populară, urmărind similitudinile, influențele, simbolurile. 3. Aplicarea rezultatelor cercetării în predarea cursurilor de specialitate și la elaborarea proiectelor de design interior. Cu scopul de a îmbunătăți înțelegerea și aprecierea mobilierului tradițional, precum și a stimula interesul în domeniul conservării designului interior. 4. Colaborarea cu muzeile din teritoriu pentru a le oferi asistență metodologică la descrierea pieselor, facilitând astfel o mai bună înțelegere și aprecierea a valorilor culturale și istorice. Și 5. Promovarea și consolidarea colaborărilor cu alte instituții de învățământ superior și de cercetare, atât la nivel național, cât și internațional, pentru a împărtăși și disemina cunoștințele și rezultatele cercetării cu o audiență mai largă. Cu asta finisez. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim frumos pentru acea relatare. Noi ușor nu observăm timpul,
Da, cum trece, deci mulțumim frumos, doamna Alina Madan, pentru prezentarea tezei pe care ați realizat-o. Mă adresez față de membrii Consiliului Științific, față de cei prezenți în sală, că este o discuție liberă, dacă sunt întrebări la pretendente acum după expunerea conținutului tezei și rezultatelor obținute. Dacă aveți întrebări. Așa, după liniștea numărată până la 5, după liniștea pe care este, procedem mai departe. L-am să rog doamna secretar științifică al Consiliului, dr. Natalia Grădinaru, să ne aducă la cunoștință obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, pentru că doamna Madan să răspundă. De cât eu știu, el e aviz pozitiv, da? Deci, în nota informativă a NACEC, dar și precum să ne dea citire listei avizelor care au fost transmise în adresa Consiliului Științific al de susținere de astăzi din diferite centre științifice și care s-au pronunțat asupra valorii științifice și aplicative a tezei. Ca să optimizăm activitatea noastră, o rog pe doamna Grădinaru să dea citire listei, adică o rog obiecțiilor din avizul seminarului științific de profil, în avizele altor centre, dacă sunt obiecții, în așa fel că doamna Alina Madan să poată răspunde. Iar nota informativă de la NACEC o să rugăm pe doamna Madan să dea o citire obiecției și răspunsul din start, ca să nu dispersăm atunci obiecția de răspuns, pe care, de exemplu, dacă doamna Grădinaru dă citire obiecții, doamna Madană, până ajunge, citește răspunsurile, noi o să uităm, da, o să ne dispersăm atenție. Deci, doamna Madană o să dea citire atât obiecțiilor, cât și în dată răspunsul la o notă informativă a ANACEC-ului. Deci, doamna Grădinaru, vă rugăm frumos să aveți cuvântul. Asistență, lista vizilor la rezumatul și teză de doctorat, particularitățile fizice ale mobilului formez de ansamblu cu instituții tradiționale moldovenești, secolul XIX-lea, al XIX-lea, mijlocul secolului XX. Autorii de Namadan, transmisie în adresa Consiliului Științific Specializat, D651.01-2405. De peste hotărâre țării avem două avize. Sunt ambele pozitive. Unul dintre cei care a avizat teza de doctorat sau care a apreciat teza de doctorat este Cernica Marina, profesor universitar, doctor în inginerie, facultate de design, de mobilier și inginerie a Lemnului, Universitatea Transilvania din Brașov, România. Și în al doilea aviz este a doamnei Cristinai Efremov, doctor în inginerie, lector universitar, ea este în Republica Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei. Avem doar un aviz din retriscotarea Cernica Marinii. Alte avize sunt de la Nadoi Vadim, doctor în filosofie, lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, Prohin Andrei, doctor în istorie, secretar științific, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Tronciu Sergiu, doctor în arhitectură, conferențiar universitar, decanul facultății de design, Universitatea Tehnică a Moldovei, Sfântul Constantin, doctor în studiu artelor, cercetător științific, coordonator Institutul Patrimoniu Cultural, Cobzac Victor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei, artist plastic, membru titular al Uniunii Artiștilor Clasici din Republica Moldova, maestru în artă și poet. Deci toate avizele sunt pozitive, toate avizele sunt în avize este prezentată informația potrivit căreia teza de doctorat merită să fie, pretendentul merită să fie atribuit titlul de doctor. Teza este una foarte bună, precum și referințe în privire referatului pretendentei, care de asemenea are două aprecieri pozitive. În plus, avizile privind rezumatul tezei evidențiază claritatea și coerența prezentării, confirmând că lucrarea este bine sintetizată și reflectă corect rezultatele cercetării. În concluzie, toți recenzorii au remarcat valoarea științifică, noutatea, originalitatea și calitatea excepțională a tezei Elenei Madan, recomandând acordarea titlului de doctor în studii altelor și culturologiei.
În continuare, cum a spus președintele, Consiliul din Sectura de Susținere, la răspuns la recomandările și obiecțiile ANACEC-ului expuse în nota informativă sunt următoarele. Fost observația a revizuirii ipoteza cercetării din perspectiva formulării presupoziția acțiunilor întreprinse în vederea atingerii scopului. Ipoteza a fost revizuită și citită anterior, a exclude din rezultatele științifice obținute ultimul enunț care făcea referire la recomandările practice. Acest enunț a fost expus. Obiecția a fost a revedea denumirea paragrafului 1.1 care coincidea practic cu denumirea capitolului 1, de asemenea a revedea denumirea paragrafului 2.1 care coincide cu denumirea capitolului 2. Au fost revăzute și a fost schimbată, și dau exemplu, era cadrul teoretic și istoriografic al tezei și nu a fost capitolul schimbat, dar a fost schimbat paragraful ca să nu coincide având numirea actuală 1.1, relevarea surselor științifice și ale problematicei de cercetare. Capitolul 2 se numea clasificarea mobilierului tradițional, a fost schimbat mobilierul tradițional în contextul culturii naționale. 4. A revedea concluziile la capitole, punând în evidență aspectele cele mai importante, a numerota concluziile la capitole. Concluziile au fost revăzute, aspectele cele mai importante au fost enumerate. 5. A redacta tehnic teza conform recomandărilor ghidului de redactare a tezilor de doctorat. Și teza a fost redactată conform recomandărilor ghidului. 6. A redactat bibliografia, a indicat la toate lucrările din compartimentul bibliografiei numărul de pagini, monografii și articole și CVN-ul și CCN-ul. A actualizat sursele bibliografice pentru ultimii 5 și 10 ani. A fost redactată bibliografia, aducându-se numărul de pagini unde lipsea, adăugându-se. La lucrările publicate până în 1990 nu apare CVN-ul și CCN-ul, deoarece nu se utiliza în acea perioadă. Majoritatea surselor bibliografice sunt mai vechi din două motive. Unul, sursele actuale sunt mult mai puține, pe care totuși am încercat să le analizez și le includ. Doi, scopul a fost de a introduce surse bibliografice care descriau mobilierul din perioada respectivă, considerând că aceasta reflectă mai adecvat situația analizată. Și 7, a concretiza implementarea rezultatelor științifice. Publicațiile reprezintă diseminarea, nu implementarea. Am reformulat textul original pentru a pune accent pe aspectele practice ale implementării rezultatelor științifice. Și ultimul punct a fost a redacta substanțial concluziile generale, în special descrierea conținutului de capitole și a completa rezultatele evidențind aportul propriu în soluționarea problemei științifice. A exclude rezultatul numărul 8. Au fost redactate substanțial concluziile generale, au fost completate rezultatele din sectorul propriu și au fost exclus punctul 8. Cam acesta. Mulțumim frumos pentru doamna Elena Madan, care a dat răspuns exhaustiv cu obiectivul răspunsului informativ de la ANACEC. Mulțumim celor care și-au expus opinia, transmitând avize asupra tezei de doctor, care a fost transmisă spre adezare și respectiv, deci nu au fost citite obiecțiile la semnal și științific de profil, fiindcă a fost acumulat peste 71 de puncte, ceea ce presupune lipsa obiecțiilor în cadrul examinării seminarului științific de profil. Stimate domnule doctor în studiu Arhilo Vitalie Malcoș, ați lucrat cu doamna Elena Madan practic două decenii, începând cu 2006, dacă am sesizat corect din CV-ul domniei sale, că ați intrat la doctorat în 2006, când era Institutul Studiu Artelor, dacă atunci, da.
Deci, vă rugăm frumos în calitate de conducător științific al tezei care ați depus o muncă enormă pentru a aduce la zi această lucrare. Vă rugăm frumos să ne caracterizați calitățile personale și profesionale ale pretendentei Elena Mada și cum ați lucrat într-un tandem pentru a ajunge astăzi la susținerea acestei teze care are mari interferențe și cu domeniul dumneavoastră de cercetare. Dacă doriți să veniți aici la tribună, doriți acolo, cum vă este? Da? Da. Bună ziua tuturor! Mulțumesc că ați venit să o susțineți pe doamna Mandan pentru a susține teza de doctorat. Da, într-adevăr, a luat cam mult timp acest studiu, această cercetare, dar este justificat acest lucru. S-au rezolvat în paralel mai multe probleme, dar chiar de la început, când nu am făcut cunoștință și când ne-am aplicat funcția asupra obiectului cercetării, asupra temei pentru studiu, chiar de la început nu puteam găsi acest domeniu. La un moment dat am dat seama că totuși una dintre domenii cercetare care au fost văduite de susținerea, de atenția cercetătorilor, a fost mobilierul țărănesc, studii mai erau, cercetări, publicații, dar un studiu de ansamblu care ar aduce o claritate cât de cât în acest domeniu ce trece. În toate cele trei zone ale Republicii Moldova, sigur că nu era. De atâta aș vrea atât mult timp această cercetare, între timp și s-a maturizat și însăși scopul acestei cercetări, adică ne-am ocupat foarte mult și cu clasificarea mobilierului și cu probleme care sunt de ornamentație, de decor, de decor, de coloristică și așa mai departe. Doctoranda a depus efort foarte mare, a consultat și a recurs la ajutorul colegilor noștri din alte domenii, din alte de alte specialități, istorici, și până s-a clarificat și bine ei în esența acestor lucruri, deci acestor clasificări. Sigur că întotdeauna este loc și pentru mai bine. Sper că doctoranta o să continuă lucrul asupra cercetării acestei tematici, că problema a da este pusă în discuție din această cercetare, îmi spun eu, deci, care înglobează toate aspectele care țin de mobilierul țărănesc. Sper să aibă doar, deci fără obiecte, să aibă doar susținere și nu știu, păreri bune despre această teză din partea reprezentului oficiale și din partea colegiilor. Și chiar și mie, îi sunt curios să aflu care sunt obiecte, dacă sunt, dacă nu, să vedem cum o să fie apreciată această lucrare. În ce privește calitățile de care dispune doctoranda în privința cercetării, sigur că aici putem spune că avem în față deja un cercetător bine format, care poate pune problema, poate să o argumenteze și poate și să o elaboreze. Nu rămâne decât să-i
urează o susținere bună, ușoară și vă mulțumim, stimate domnule conducător științific, doctor Năstudar Zorățani Malcoc, pentru acea caracterizare pretendente, Elena Madan, pe care ați oferit-o. Sunt sigură că ați lucrat împreună și ca finalitate să avem acea teză pe care o avem în față și pe care astăzi ne-am adunat să o examinăm, să ne o spunem opinia noastră imparțială. În continuare, deoarece avem doi referenți care s-au expus foarte obiectiv asupra valorii teoretice, practice și a tezei de doctorat prezentată de către Elena Madan. O rog pe doamna doctor în filologie, Barbara Buzilă, să ne dea opinia sa, să ne transmită opinia sa cu privire la teza de doctorat elaborată de către Elena Madan. Doamna Barbara Buzilă fiind un specialist recunoscut în domeniu și îi oferim cuvântul. Vă mulțumim frumos, doamna Buzilă. Bună ziua tuturor membrilor Consiliului și colegilor participanți la această susținere. Teza de doctor propusă astăzi spre evaluare fundamentală științific în domeniul insuficient cercetat anterior, cel al mobilierului tradițional abordat din perspectivă artistică. În baza teoriilor, conceptelor și ideilor care configurează istoria domeniului, doctorada a elaborat o viziune complexă de cercetare în măsură să facă relevant potențialul obiectului de studiu, să determine rolul contribuțiilor precedente la cercetarea domeniului și să le dezvolte, aducându-le prin idei inovatoare la noi cote teoretice. În introducerea lucrării, doctoranta a expus conceptul cercetării vizând actualitatea și importanța temei. A relevat nivelul de ei de studiu, determinând că până în deceniul 2 al secolului al 21-lea a rămas insuficient investigată în plan monografic și din perspectiva artistică. A elaborat un sistem de metode adecvate atingerii scopului și obiectivelor lucrării, asigurând perspectiva noutății, originalității lucrării și deschiderea unui câmp larg de studiu. Scopul tezei este în corespundere cu tema enunțată, iar sarcinile asumate pentru realizarea acestuia au fost gândite din principiul logicii științifice și au vizat ca esență repertorierea mobilierului pentru a crea baza de date necesară realizării problemelor formulate, identificarea, analiza și clasificarea particularităților artistice ale mobilei pentru a ordona științific domeniul, determinarea interdependenților dintre formă, material și funcție pentru a pune în lumină intercondiționarea acestora, elucidarea particularităților artistice ale mobilierului tradițional pentru situarea lui în contextul fenomenelor artistice și valorificarea și promovarea mobilierului tradițional ca parte a patrimoniului cultural. Aceste obiective desfășurate ca probleme de cercetare, încadrate în sistemele lor de referință, constituie axa tezei. A stabilit că ca ipoteză de lucru ideea apartenenței mobilierului la arta populară, în care colaborează reușit funcționalitatea și decorul, servind pentru asigurarea confortului necesar și care sunt creații artistice și o reflectare a viziunii comunităților umane asupra lumii. Autoarea a precizat două dificultăți esențiale întâmpinate la realizarea temei. Una ține de realitățile culturale. Până în prezent nu s-au păstrat prea multe piese de mobilier din cauza perisabilității materialului din care este făcută, dar și a condițiilor climatice din spațiul nostru. Au contribuit la minimalizarea numărului de piese și rupturi culturale provocate de războaie, revoluții, deportări, care au dezmoștenit societatea. Altă dificultate ține de realitățile științifice. Anterior, mobilierul a fost documentat superficial, nu sistemic, cercetat ocazional,
ca o componentă a interioarelor văzute din perspectivă etnografică. A surmontat aceste impedimente prin mijloace științifice care au nuanțat atât discursul, au nuanțat discursul făcându-l flexibil. Teza este structurată în trei capitole, fiecare având câte patru paragrafe raportate conform logicii științifice, în care sunt puse în valoare rezultatele științifice ale predecesorilor, formulate și dezvoltate noi probleme de studiu pentru a asigura continuitatea domeniului. Capitolul 1, cadrul teoretic și istoriografic al tezii, are 33 de pagini și prezintă o examinare a nivelului de cercetare al temei, realizând încadrarea acestui domeniu al creativității tehnico-artistice în sistemul culturii. Începe analiza de la cele mai vechi atestări arheologice ale mobilei arhaice, urmărește în linii mari devenirea mobilei prin succesiunea culturilor până o contextualizează în parametrii anunțați prin titlul lucrării. Sfera culturii tradiționale, sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului XX. A examinat obiectele de mobilier în mediul lor de funcționare, locuința rurală, iar pentru analogii s-a referit la mobilierul bisericesc și la cel al elitelor economice, care au combinat tradițiile locale de perpetuare a lemnului cu expresiile stilistice ale epocilor. Rușii a cercetării temii în baza diverselor surse documentare, arhivistice, etnografice și imagistice, piesele de mobilier descoperite, studiate și atribuite, marchează evolutiv trei etape distincte, sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului XX și mijlocul secolului XX. A pus în valoare contribuțiile autorilor precedenți care s-au referit la obiectul de studiu, arheologi, etnografi, arhitecți, istorici ai artei, le-a direcționat încât să releve probleme importante pentru cunoașterea obiectului de studiu, precum vechimea și bogăția formelor mobile, evoluția mobilierului, factorii care au influențat schimbările de fond ale domeniului. A pregătit cadrul pentru analizele din următoarele capitole, făcând distinții de rigoare între mobilierul creat în condițiile economiei patriarhale, cel realizat de dulgheri în sate, ambele promotoare ale principiilor tradiționale, și cel meșterit de meșterii uniți în prese, ateliere sau fabrici, care activau diferențial în orașe, inclusiv cel favorit de meșterii instruiți în școlile de meserii de la începutul secolului XX. A specificat condițiile de muncă ale acestor promotori pe parcursul perioadei studiate și particularitățile pieselor de mobilier produse de ei, modalitățile în care au reacționat, influențându-se mai mult sau mai puțin. În felul acesta a scrutat analitic apariția și evoluția mobilierului până la organizarea marilor fabrici de producere industrială a mobilei. Concluziile capitolului 1 vizează consecvența practicării pieselor de mobilier din preistorie până la mijlocul secolului 20 de către comunitățile umane care au locuit la Is de Prut. Formele mobilierului au evoluat lent, în strânsă legătură cu bogățiile naturale, nivelul de dezvoltare al instrumentelor, relațiile sociale. Datorită aprofundării cercetării, autoarea a determinat că el a fost mereu adaptat la specificul interioarelor, funcțional al interioarelor locuinței, a evoluat împreună cu spațiul ei, făcând și fiind o expresie vizuală a modului de viață al proprietarilor, dar și un argument al statutului lor social. Capitolul 2, intitulat Mobilierul tradițional în contextul culturii naționale, este cel mai voluminos, are 63 de pagini și soluționează câteva probleme esențiale pentru domeniu. Prima dintre ele pornește de la nivelul insuficient al studierii temii, completat ca noutate de inventarierea și repertorierea tuturor formelor de mobilă aflate în circuitul activ sau pasiv al societății. Acest rezultat științific este unul major și demn de toată aprecierea. Pornind de la constatarea că între contribuțiile la cercetarea temii și realitățile culturale există un decalaj evident,
doctoranda a întreprins în discursul, în decursul anilor multe cercetări de teren ca să-și formeze bazele de date necesare. A repertoriat piesele de mobilier aflate în gestiunea a 35 de muzee naționale, regionale și locale, în pensiuni rurale și în colecții private, ceea ce a contribuit la punerea în circuitul științific a unei factologii impunătoare, în bună parte inedită. Particularitățile investigațiilor de teren au fost corelate cu alte surse valoroase, note de călătorie, descrieri etnografice, memorii, monografii ale satelor, documente oficiale, ceea ce a sporit gradul lor de obiectivitate. A doua problemă asumată este cea a identificării, analizei și clasificării diversității mobilierului, analizată după principiile funcție, formă, material. Aceste caracteristici sunt examinate în interdependențele care îl definesc. A determinat trei categorii principale de obiecte, pentru odihnă, pentru depozitare și suport și pentru servit masă, generalizând, în fapt, diversitatea funcțională a obiectelor. În cadrul fiecarei clase a realizat ordonarea obiectelor care au la bază funcții și forme distincte. Astfel, mobilierul pentru odihnă întrunește 6 subgrupe, cel suport, depozitare 3, iar al meselor 4. Este de subliniat faptul că clasa mobilierului suport depozitare are două grupuri comune cu prima clasă și unul cu a treia. Considerăm această realizare drept una dintre cele mai valoroase ale tezei. Apreciem de asemenea ilustrarea analizei cu 190 imagini ale pieselor de mobilier incluse în textul tezei, în corespundere cu ideile discutate și cu alte 43 de planșe prezentate în anexe, conform clasificării operate în lucrare, pentru a spori gradul de reprezentativitate al discursului. Mobilierul face parte din artele vizuale și încesc o abordare pe măsura caracteristicilor sale pentru a le face mai pregnante. Vom remarca rezultatele științifice propuse în mod structurat în figura 2.1 privind clasificarea mobilierului, figura 2.62 privind clasificarea lăzilor. La fel sporește calitățile lucrării statistica obiectelor descoperite, examinate în și prezentate după criteriile geografice nord, centru, sud. În tabelul 2, mobilier pentru odihnă, pentru așezat și dormit, sunt însumate 521 de piese. În tabelul 2.2, date privind numărul de lăzi, sunt 224 de lăzi cercetate, iar în tabelul 3, privind mobilierul suport depozitare, 496 de piese identificate și tabelul 4, date privind numărul de mese, 225 de obiecte identificate. Autoarea a întreprins descrierea morfologică a mobilei, metodă care pune în valoare toate aspectele întrunite de obiecte. A aplicat această grilă de cercetare pentru fiecare categorie de piese, nume, definiții, utilizare, varietate, tehnici specifice de executare, decor. În acest mod, a creat o panoramă ordonată a fenomenului cultural reprezentat de mobilier. A rezervat un subcapitol distribuirii mobilierului în interiorul locuinții țărănești, în care a demonstrat cum interacționează piesele cu spațiul, dezvoltând forme și decoruri în funcție de încăperea pentru care este destinat. Din concluziile capitolului, reținem că cele mai vechi și mai răspândite obiecte de mobilier sunt cele folosite în bucătărie sau în spațiile adiacente ei și care au un decor sumar, iar cele mai voluminoase și mai elaborate din perspectivă artistică, din perspectivă tehnică și artistică, completau și structurau spațiul casei mari. Metodele etnografice utilizate în lucrare i-au permis să demonstreze că unele obiecte de mobilier au fost general răspândite, altele au avut un areal mai mic. Spre exemplu, sofaua, sau așa numită sofca, a fost mai puțin răspândită la centru și a fost mai răspândită la centru și la nord, iar la sud-estul Republicii s-a impus canapeaua, sau așa numită canapă.
Lăzile de zestre, având o suprafață mai mare, dar și datorită obiceiurilor în care erau integrate, au înregistrat câteva etape concludente ca evoluție. Capitolul 3, numit Caracteristicile artistice ale mobilierului tradițional, are o mare pondere în lucrare. Rezultatele științifice obținute în capitolele precedente au pregătit platforma teoretică pentru a avansa analiza și a o încadra în alt sistem de metode, cel al aprofundării și interpretării aspectelor artistice. Autoarea abordează problema stilului mobilii, axându-se pe cel tradițional. Aici trebuie să precizăm că în el dominanta o alcătuiește modelul verificat de secole, validat de comunitate ca fiind valoros și perpetuat prin mecanismele tradiției. Acest stil afirmă și alimentează identitatea, fiind, așa cum subliniază autoarea, în strânsă legătură cu mediul natural, viziunea despre lume și conceptele despre sacralitate ale comunităților umane. A analizat efectele aplicării tehnicilor decorative utilizate mai frecvent în realizarea mobilei, precizând că ele contribuie la crearea și modelarea formei obiectelor și la realizarea expresiilor lor artistice. Decorarea mobilei este un proces ce ține cont de funcțiile fiecărui obiect. Sunt decorate artistic printr-o tehnică sau prin câteva corelate acele sectoare ale obiectului care domină din punct de vedere vizual, sublinează forma și nu se uzează în timpul folosirii lor. Mijloacele artistice utilizate de către meșteri sunt parte din limbajul artistic al designului. Chiar dacă mobilierul țărănesc nu excelează prin abundență de corburi, în analiza doctorantii contează fiicii detaliu care conlucrează la întregul artistic, structura fibrilor, duritatea sau maleabilitatea materialelor, valorizează cromatica care, și principiile de decorare ale obiectelor cu elemente, motive sau compoziții ornamentale. Valențele reprezentate de mobilier constituie o bogată sursă de inspirație în crearea mobilierului modern, consideră doctoranda. Designerii manifestă un interes crescând pentru domeniu și îl explorează în măsura în care îl cunosc sau îl pot asimila. Iată de ce autoarea pune accent pe fiecare componentă a mobilei, dezvoltând capacitatea ei de a răspunde unor solicitări artistice moderne, păstrând în același timp spiritul și coloratura culturală originală. Concluziile generale formulează la nivelul sintezelor rezultatele obținute în capitolele exegezii. În ele este confirmată ipoteza lucrării, se regăsesc scopul și obiectivele asumate. Recomandările reiesc din actualitatea, valoarea teoretică și practică a lucrării și vizează continuitatea cercetărilor în plan extins, interdisciplinar. Diseminarea rezultatelor dobândite vor avea ecouri în sfera academică, muzeistică și de protejare a patrimoniului. Biografia în baza căreia a fost elaborată teza cuprinde 163 de titluri ale lucrărilor, reprezentând monografii, studii și articole în limba română, în limba rusă și surse electronice redactate în conformitate cu cerințele doctorale. La unele dintre ele, în special la cele care țin de cadrul teoretic, sau prezintă contribuții valoroase la cercetarea temii, s-a făcut referință sau au fost citate, sau ele au fost citate mai frecvent. Țineți să apreciem că cele 13 lucrări ale autoarei, publicate anterior, cu precădere în ultimii ani, în reviste științifice de profil sau legere de articole, valorifică un set de probleme care se regăsesc mai cizelate și mai aprofundate în conținutul tezei. Exegeza supusă discuției este rezultatul activității doctorantului timp de mai mulți ani. Denotă profesionalismul autoarei, are caracter novator, valoare teoretică și aplicativă, recuperează un domeniu reprezentativ al discursului, al designului interiorului și deschide noi direcții de dezvoltare a cercetătorilor. Lucrarea are și anumite stângăcii ce țin mai mult de redactarea textului.
Unele idei sau chiar alineate din capitolul 2 pot completa și fortifica teoretic conținutul primului capitol. În lista figurilor sunt câteva greșeli gramaticale care vizează același principiu, redactarea cu litere mari a profilului muzeilor. Credem că un rezultat al vechimii și funcționării mobilei în interiorul locuinței sunt și câteva țăsături care au apărut și au funcționat din această interdependență. Lăiceiul în legătură cu lavița sau laița, pătarul în legătură cu patul, lădar, ladă, cordar, coardă, drăințar, drăințar, dar și păretar, căi, perete, ungherar, ungher. Dar aceste observații minore nu diminuează valoarea teoretică sau practică a tezei. Multele ei calități pe care le-am apreciat. Mai degrabă, sunt sugestii pentru a îmbunătăți lucrarea în eventualitatea editării ei. În concluzia celor expuse, consider că teza de doctor cu tema particularități artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblul locuinței tradiționale moldovenești de la sfârșitul secolului al XIX-lea, mijlocul secolului 20, este o contribuție substanțială la dezvoltarea cercetării mobilierului tradițional din perspectiva artistică. Autoarea Elena Madan merită acordarea titlului științific de doctor în studiul artelor și culturologie, specialitatea 651-01, teoria și istoria artelor clasice. Mulțumesc pentru atenție! Și noi vă mulțumim, stimată doamnă doctor Varvara Buziu, pentru această analiză pertinentă și obiectivă a tezei prezentate de către Elena Modan spre discuții și, într-adevăr, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală este o sursă, da, de studiere și are multe piese pe care merită să fie apreciate, examinate, puse în valoare și mulțumim frumos și pe această cale muzeului și colaboratorilor care sunt deschiși întotdeauna și ne permit cercetătorilor să venim la muzei, să cercetăm, să căutăm, să facem comparații, deci, dar să ne simțim la muzeu ca acasă în mediul nostru de cercetare. Acum, dat fiind faptul că cel de-al doilea recenzie de doamna doctor habilitat în arte, Victoria Rocăciuc, din motive personale, nu este prezentă astăzi în ședință, conform regulamentului există această oportunitate, îi ofer cuvântul doamnei doctor Natalia Grădinaru, secretarul Consiliului Științific, care va da citire integral avizului prezentat de către doctor habilitat Victoria Rocăciuc. Mulțumim frumos, doamna Grădinaru. Referatul scris de către conferențialul cercetător doctor habilitat Rocăciuc Victoria prevede că teza doamnei Madan se sprijină pe o fundamentală teoretică solidă, povind în analiza riguroasă a istoriografiei domeniului. Femeii remarcă că autoarea reexaminează exclusiv sursele existente, atât din literatura națională cât și din cea internațională, pentru a stabili un cadru teoretic bine definit. Problemele formulate sunt clare și relevante, iar teza își propune să umple lacunele existente în studiile anterioare prin mobilierul țărănesc-moldovenesc. Analiza situației în domeniu relevă o lipsă de studii complexe, care să abordeze în mod cuprinzător evoluția, funcția și valoarea artistică a mobilierului tradițional. În introducerea tezei, autoarea sublinează importanța studierii acestui subiect pentru înțelegerea mai profundă a culturii și tradițiilor moldovenești, dar și pentru contribuția sa la patrimoniul cultural. Lucrarea doamnei Madan aduce o contribuție originală prin identificarea și clasificarea particularităților artistice ale mobilierului țărănesc, utilizând o abordare interdisciplinară. Inovația științifică a tezii constă în elaborarea unei metodologii complexe de clasificare a mobilierului tradițional și în introducerea începutului științific a unui material original obținut în cercetări de teren. Autoarea propune noi teorii și concepte prin valorificarea artistică a mobilierului tradițional, oferind criterii și modele noi pentru înțelegerea și conservarea acestui patrimoniu cultural. Prin cercetările sale de teren, autorul a colectat date valoroase care contribuie la o mai bună înțelegere a specificului regional al mobilierului tradițional moldovenesc. Cercetarea doamnei Madan Elena are o valoare practică semnificativă.
contribuind la completarea lacunilor în studiul mobilierului tradițional domnesc, datele și faptele cercetate sunt detaliate și bine documentate, iar rezultatele pot fi aplicate în diverse domenii, cu care deschide noi perspective pentru proiectele de design interior, care integrează elementele tradiționale, servind de bază pentru dezvoltarea unor cursuri universitare în domeniul designului, etnologiei și antropologiei culturale. Recomandările practice oferite sunt utile pentru artiștii plastici, designeri și muzeile regionale și locale, contribuind la valorificarea și promovarea patrimoniului cultural. Autarea propune, de asemenea, dezvoltarea unor programe educaționale și proiecte comunitare care să promoveze și să păstreze tradițiile legate de mobilierul țărănesc. Metodologia utilizată în această cercetare este bine fundamentată și diversificată, inclusiv în date metode generale cât și metode specifice studioate. Autarea folosește o varietate de metode, cum ar fi metoda dialectică de analiză istorico-comparativă, metoda inductivă și deductivă, metoda analitică, metoda structural funcțională, metoda observației directe, metoda morfologică, tipologică, metoda formal-stilistică și metoda iconografică și iconologică. Această abordare metodologică diversificată permite o analiză profundă și detaliată a subiectului, asigurând o interpretare complexă și bine argumentată a datelor colectate. Prin utilizarea acestor metode, autorul a reușit să evidențieze atât aspectele artistice, cât și cele funcționale ale mobilierului țărănesc, oferind o imagine completă și nuanțată acestuia. Structura tezei este logică și coerentă, iar ideile sunt expuse clar și sistematic. Stilul științific este adecvat, iar autora demonstrează capacitatea excelentă de sistematizare și generalizare a informațiilor. Lucrarea este structurată logic și cuprinde o introducere care reprezintă tema cercetării, obiectivele, metodologia și importanța acestei. Trei capitole care abordează evoluția mobilierului țărănesc, clasificarea și comercionarea acestuia, precum și elementele artistice aplicate. Concluzii generale și recomandări care sintetizează rezultatele cercetării și propun direcțiile viitoare cercetare, temeinic argumentate. Bibliografie extinsă care cuprinde surse relevante din domeniul studioartelor și culturologiei. Anexele includ documentarea a peste 1000 de piese de mobilier. Coerența ideilor și claritatea expunerei contribui la înțelegerea facilă a conținutului și argumentelor prezentate. De asemenea, autoarea folosește un limbaj accesibil, reușind să transmită complexitatea subiectului într-un mod comprehensibil pentru cititori. Bibliografia tezei este cuprinzătoare și actualizată, incluzând surse recente și relevante. Autoarea utilizează corect și complet sursele bibliografice, demonstrând o bună cunoaștere a literaturii de specialitate. Referințele și citările sunt precise și corect realizate, contribuind la fundamentarea teoretică solidă a cercetării. Sursele bibliografice acoperă o gamă largă de publicații, de la monografii și articole științifice până la documente de arhivă și surse online, oferind o perspectivă amplă și diversificată asupra subiectului. Aceasta arată o abordare riguroasă și sistematică a documentării, esențială pentru o cercetare de calitate. Concluzii generale ale tezei sunt formulate clar și concludent, evidențiind aportul personal al autoarei la domeniul de studiu. Recomandările sunt bine argumentate și se bazează pe rezultatele cercetării, oferind soluții practice și aplicabile pentru valorificarea și promovarea mobilierului tradițional. Autoarea subliniază importanța continuării cercetării în acest domeniu și necesitatea integrării rezultatelor în proiecte de design interior, în cursurile universitare și în activitățile conservare a patrimoniului cultural. Pentru recomandările prezentate, autoarea sugerează implementarea unor politici culturale care să sprijine păstrarea și revitalizarea meșteșugurilor tradiționale, precum și organizarea unor expoziții și evenimente culturale care să promoveze mobilierul tradițional moldovenesc. Conținutul tezei corespunde temii abordate și reflectă în mod fidel obiectivele și scopurile propuse. Publicațiile candidatei sunt relevante și se înscriu în arena de interes a tezei, contribuind la consolidarea argumentației și la validarea rezultatelor obținute. Rezumatul tezei este bine redactat și reflectă în mod adecvat conținutul și concluziile cercetării. Autoarea a reușit să sintetizeze într-un mod clar și concis esența cercetării sale, facilitând înțelegerea principalilor descoperiri și contribuții. Obiecții și sugestii. Deși probabil este de înaltă calitate, aș sugera o analiză mai detaliată a influențelor morfologice, tipologice, iconografice și iconologice externe asupra mobilierului tradițional și impactul social și economic asupra evoluției acestuia în perioada studiată, ceea ce ar permite o comparație mai amplă cu alte regiuni din spațiul românesc.
Aceste aspecte ar putea aduce o perspectivă suplimentară și ar îmbogăți analiza prezentată. O astfel de abordare ar contribui de asemenea la o înțelegere mai holistică a contextului în care a evoluat mobilul țărănesc, evidențind interacțiunile culturale și economice ce au influențat acest proces. Concluzia privind corespunderea tezei titlului științific solicitat. În concluzie, teza de doctor a doamnei Madan, intitulată Particularități artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblu locuinței tradiționale moldovenești, sfârșitul secolului XIX, mijlocul secolului XX, îndeplinește toate criteriile înaintate de ANACEP necesare pentru acordarea titlului de doctor în studiu artelor și culturologie. Autora reușește să evidențieze particularitățile artistice, funcționale și contextul cultural în care a fost creat și utilizat acest mobilier. Au fost analizate în detaliu elementele artistice aplicate în mobilierul țărănesc, evidențând tehnicile decorative, materiale și mijloacele artistice utilizate. Lucrarea se remarcă prin originalitate, valoare științifică și practică, contribuie semnificativ la înțelegerea și conservarea patrimoniului cultural moldovenesc. Autora demonstrează o cunoaștere profundă a domeniului și o capacitate excelentă de cercetare și analiză, justificând pe deplin acordarea titlului științific solicitat. Vă cercet cu victoria conferențială cercetător, doctor habilitat, Institutul Patrimoniului Cultural, data semnării referatului 15.07.2024. Vă rog, vă mulțumesc foarte mult și cu doamna doctor Natalia Grebinaru pentru că ați făcut un efort, ați salvat colega noastră și a dat citirea acestui aviz din partea doamnei doctor habilitat Victoria Locaciuc, care din motive personale nu a putut fi prezentă astăzi în ședință. Doamna Elena Madan a audit cele două avize ale experților nominalizați. Vă rog frumos să veniți cu răspunsurile la obiecțiile, propunerile, recomandările care au fost expuse de către cei doi experți. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru sugestiile făcute. Vă mulțumesc pentru efortul citirii acestei teze. Pentru mine era foarte important așa o apreciere și mulțumesc pentru aprecierea mea pozitivă. Mulțumesc doamnei Vapara, mulțumesc doamnei Rocuciuc, mulțumesc doamnei Natalia. În privința obiecțiilor care au fost expuse, eu în special am vrut să adaug la teza, la susținere care am făcut-o în baza tezei și anexele la care foarte mult am lucrat și de ce am și rulat să se vadă anexa. Și în privința la obiecțiile care au fost făcute, doamna Rocuciuc, era, deși lucrarea era, este de la altă calitate, aș sugera o analiză mai detaliată a influențelor morfologice, tipologice, iconografice și iconologice externe asupra mobilierului tradițional. Desigur că teza mea era axată pe spațiul nostru, dar am încercat să fac și în cercetarea istoriografică, da? O analiză cu alte spații, deosebire a spațiului românesc, din Ucraina și Rusia. Desigur că ea mai necesită și sper că în studiile ulterioare aceasta se va reflecta. Obiecțiile făcute de doamna Buzilă era lucrarea are unele stângăcii, unele idei sau chiar alineate din capitolul 2 pot completa și fortifica teoretic conținutul primul capitol, posibil. Asta a fost o viziunea mea privința prezentării și sper că noi edițiile următoare voi lua în considerație acest lucru și de asemenea și unele greșeli gramaticale, acesta este mai mult un criteriu tehnic ceva m-a scăpat din vedere. Vă mulțumesc foarte mult pentru sugestii și sigur voi ține cont de obiecții. Mulțumesc mult! Stimați referenți, doamna Buzilă, dacă sunteți satisfăcută de răspunsurile doamnei pretendente? Sigur, da. Da, sigur, da. Vă mulțumesc. Da. Și noi vă mulțumim foarte mult.
Deci, doamna Irina Mădan a dat răspuns la obiectele care au fost expuse de către pretendenți, de către referenți la această teză. În continuare, deoarece suntem într-o discuție publică, vă îndemnă să vă pronunțați în afara membrilor Consiliului Științific Specializat, cei care au tangență, ar putea să vorbească, ar putea să discute, ar putea să se pronunțe asupra tezei prezentate de către Elena Madar. Amintim că teza a fost spus în varianta electronică pe pagina de fan cecului, deci este în acces deschis, rezumatele pot transmise prin poștă în timp util, deci fiecare care a dorit a putut să ia cunoștință cu această teză și să facă o mică opinie asupra ei. Deci avem o discuție deschisă asupra valorii tezei și văd deja câteva mânuțe ridicate. Da, domnul Copza a ridicat mânuța, da? Da. Se aude? Da. Am primit materialul de la Elena Madan și l-am răsfăit cu interes. Aici aș putea să adaug Cristina Lenea, care știe încet, pentru că Elena Madan cu adevărat a durat această teză de doctor, a durat în timp, dar Elena Madan a mai susținut două teze pentru că și-a format o familie și a dus de lume doi copii. O chestiune foarte importantă pentru noi astăzi. Materialul de cercetare a fost interesant prin faptul că a fost bazat bine cu ilustrații care n-au plictisit profil niciodată și nici textul. După ce a vorbit doamna Barbara Cuțilă, practic dacă veneam din stradă puteam să continui pentru că atât de bine și atât de amplu a vorbit despre Sfere, că e o personalitate care cunoaște domeniul de la A la Z. Rocăciuc, ca niciodată, a strălucit astăzi, prin, chiar dacă nu la cină, nu este în sală, dar la cine doamna Grădinaru. Lucrarea doctorandei, la care am reușit să fiu și eu conducător la teza de licență la Universitatea Tehnică, e un om cu caracter, un om care nu cedează niciodată, dar cu verticalitate și răsfăind mai departe lucrarea, am observat că în multe locuri și-a spus cuvântul, adică poate că nu întotdeauna a reușit din prima, dar de atâta și-a avut atâția oameni în jurul ei care au ținut mâna pe puls, pe pulsul acestei lucrări într-o. Însă și aceste persoane care deja antirecătoare au tot să vorbească, mă refer încă o dată la Barbara Luzilă, este un tezaur întreg, omul ăsta cunoaște atât de mult, pentru că având-o ca om la care poți să te adresezi și știu că este o persoană care niciodată nu refuză, Lenuța Madan a avut profesori sau dirigitori care au adus-o astăzi la acest succes. Lucrarea merită să-și găsească loc în golul celor care au existat până astăzi și îmi permit, neștiind încă votul, să mă adresez la Elena Madan cu doamna doctor în artă și culturologie, Elena Madan, vin să o felicit pentru această lucrare. Omul unde acționează își lasă și o părcică din inima sa. Eu am schimbat acolo în felicele care le-am dat. Îi dator să-și lăsă și o părcică din inima sa. Lenuța Madan cred că și-a lăsat-o pe toată, dar în
sfat care l-a inajda să meargă mai departe. Pentru că terenul de Aradă încă este destul. Și de ce nu? Este tânără, este plină de vocații, de dorință și să mai fac un pas mai departe. Eu vă mulțumesc la cei care ați contribuit ca această lucrare astăzi să fie prezent aici, pentru că v-a luat și din sănătate, și din vedere, și din timpul liber, dar ați făcut un lucru demn și tot respectul. Mersi mult! Mulțumim că v-ați sustenat, domnule Bogzac, pentru opinia pe care ați expus-o și îl văd pe șeful departamentului, domnul Podborski, care, da, eu cunosc chiar dacă nu știu cine, da, deci, pentru că sunteți nemijlocit legat de activitățile care sunt și luând în considerare și domeniul dumneavoastră de profesare, că știu, sigur că lucrați cu leu, nu, pentru a face tese astăzi și să vedem dacă v-a fost utilă această teză și cât este de utilă în activitățile didactice. Domnul Podborski, vă rog, frumos. Bună ziua! Deci, eram acum doamna, madame, când era domnișoară, madame, ele mi s-au cunosc de 25 ani. Țin minte foarte bine cum a dus Daixo, în mirosul lui Cnese, din Mănuța. Și a trecut tot anii ăștia de studii, licență, master la noi. Inclusiv, știi, țin minte cum eram în căutare conducătorul de științire. Pe domnul Spână Constantin, l-am găsit pe domnul Vitale, care mi este și acum coleg. Și ce vreau să zic? Deci, de când, de pe băncile studenției, a avut tendința astăzi de a studia, de cercetat, de cercetător, partea teoretică a designului, fiindcă este specialitatea noastră, este design de obiect. Mai puțin poate tangența cu designul interior, care a fost menționat în teză de mai multe ori. Designul de obiect este o altă parte care lucrează cu interiorul, dar depinde de mediul în care se află și persoanele care se folosesc de aceste obiecte. Fiindcă vedem, unele sunt foarte înfrumusețate, având de aceeași funcție, altele sunt mai puțin influențate. Deci aici, teza care am citit-o mai înainte, mai multe teze, cred că am citit. au fost atinse niște scopuri anume pe partea de regionalisme și evident că regionalismele astea sunt încă de pe perioada Hocutenelor, se numește în Ucraina Tripolia. Deci obiectele care erau pur funcționale necesitau înfrumusețare și adaptare la condițiile castei care se folosea de acestea. Deci eu nu vreau să mă întind timp foarte mult, însă eu sunt foarte mândru pentru tine. Și din partea colegilor care mă plăvenează în direcție, considerente, deci felicitări. Mulțumesc! Și familiei tale. Mulțumesc foarte mult, domnul Podborski, pentru această apreciere și a dus-o practic pe parcursul unui sfert de secol, da? Cum a evoluat și a dus cum a crescut în ochii dumneavoastră. O vedem pe doamna Marcovei, vă rugăm frumos. Bună ziua! Sunt mândră că am asistat la așa o susținere bună de multul urmăresc pe Venuța, chiar de la început. Vreau să vă zic că mă bucur că mai sunt oameni care urcă pe temelie la valorile culturii noastre tradiționale. Astea sunt, uite cum este Renuța, Andran și cum este domnul Macoci, care a susținut-o și a încurajat-o. Și ceilalți colegi care au sfătuit-o și au luat puful de pe umăr la momentele potrivite. Când, da, știu că a avut perioade când voia să lasă, când era greu, când
dar până la urmă ai făcut un lucru extraordinar de mare pentru cultura noastră. Sunt mândră de tine, Denuța, pentru că prima lucrare este la noi în partea aceasta de grup, la această temă. Ceilalți, acolo, da, au dezvoltat. Aici, tangențial, a fost făcute cercetări. Dar tu le-ai apucat așa foarte minuțios, liniștit, așa cum ești tu, calmă, la caracterul tău, și te ai pus pe masă ceea ce n-a fost până acum documentat, sistematizat, statistic, foarte bine ai făcut. Bravo! Sunt mulțumită de ce ai făcut. Eu cred că această lucrare va fi de folos multor generații. Și faptul că multe subiecte încă n-au fost atinse, asta demonstrează că ai de lucru pe parcursul vieții întregi. Și tu, și celor care tu o să încerci să le dezvolți mai departe subiectul, sau nu știu, să ai doctoranți și tu la tipul tău, și o să cercetați că tema este foarte largă, foarte interesantă, atât partea artistică, cât și simbolică, cât și funcționalitatea. Contează foarte mult breasla aceasta să fie explicată din punct de vedere etnografic, pentru că aici este mult folclor, mult folclor adunat și care are semnificații importante. De ce are elementul acela pe kinga scaunului, pe golaful mesei, de ce sunt romurile, de ce sunt trei picioare, de ce patru picioare. Nu am citit lucrarea, nu am detaliat. Nu știu dacă ai făcut-o. Sunt. Asta e foarte bine. Lucrurile astea contează foarte mult și rămân moștenirii generațiilor întregi care o să urmeze. Mă bucur pentru tine, pentru conducătorul tău, ca știu să te îndrumeze, să puteți aduce la un bun final această lucrare, pentru că este necesară. Succese mai departe și să aveți rezultate frumoase în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Scoriște, pentru această relatare. Domnul decan stă de mult cu mâna închisă, întinsă, dar așa că vrea să vorbească și el, pe specialitatea de design. Și după aceasta tragem linii și trecem la discuții în cadrul Consiliului Științific. Bună ziua tuturor! Bună ziua, stimată președinte a Consiliului Științific, stimat secretar științific, pretendentă, mult stimat conducător științific, membrii Consiliului și tot ce e prezent. Vreau să spun că în aviz am scris despre rezumatul tezei, dar nu înainte de a trece și niște detalii de însuși Elena Madan, care activează la Facultatea de Design a UTM din septembrie 2005, îmbinând cu succes activitatea didactică de cercetare și de creație, evoluând de la asistent universitar până la șef de program în cadrul Departamentului Design Industrial și de Produs. Vreau să spun că din iulie 2022 împlinești funcție de șef program în specialitatea design industrial, iar din septembrie 2023 împlinești încă o funcție de șef program la Profesiile Viitorului la animație. O cunosc pe Elena din decembrie 2019, atunci când împreună sub o cupolă toate domeniile creative de la Universitatea Tehnică am făcut un festival, Winter Art Design Festival, unde ea a fost coorganizator, iar rezultatele pe care noi astăzi le-am văzut, cu succes, au fost implementate în toate elementele pe care le-a propus împreună cu studenții la acest festival. Dacă să vorbim despre teza, particularități artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblul locuinței tradiționale moldovenești, sfârșitul secolului XIX, mijlocul secolului XX, realizată de Elena Madan, în cadrul școlii doctorale a Institutului Patrimoniu Cultural, reprezintă o lucrare valoroasă. Rezumatul tezei de doctorat prezentată a doamnei Madan evidențiază o cercetare minuțioasă.
bine structurată asupra particularităților artistice ale mobilierului țărănesc din locuințele tradiționale moldovinești. Aș vrea să menționez că o importanță deosebită pentru patrimoniul cultural al Republicii Moldova, iar lucrarea reușește să unească mai multe sfere și să dea posibilitate de perspectivă valoroasă spre evoluții vieții rurale în acest context geografic și istoric. În concluzie, consider că rezumatul prezentat de doamna Elena Mandan reflectă cu succes esența și valoarea tezei. La apelul oferă o imagine clară și cuprinzătoare a cercetării. Eventualele greșeli tehnice sau lingvistice nu diminuează din valoarea științifică și aplicativă a cercetării de către pretendentul Elena Mandan. Susțin totalmente acordarea acestui titlu în studiu artelor și culturologie, specialitate 65101, teorie și istoria artelor plastice. Felicitări departamentului, felicitări institutului și felicitări tuturor nouă. Vă mulțumesc! Încă cu o achiziționare, pentru că ați îngăsit-o la noi la Academie de Știință în sala mică. Da. Miriam, este o lună. Da. Da. Deci, acum suntem într-un regim mai alert, da, încălcăm practic două ore, toate discuțiile au finalizat cu alocațiunea domnului Cancer și Dronge, am tras linie la expunerea opiniilor din interior, din cei care sunt aici în sală și invit membrii Consiliului Științific specializat să se expună imparțial asupra noutății, valorii științifice și aplicative a tezii. În cazul dată vor fi expuse obiecții în cadrul acestor opinii ale membrilor Consiliului Științific Specializat, doamna Elena Mandan va da răspuns la aceste obiecții. Doamna membru corespondent Mariana Ștafac, doctor habilitat în studiul artelor, vă invităm să vă expuneți opinia asupra valorii tezei particularități artistice ale mobilierului țărănesc, care a fost pregătită de către Elena Mandan. Vă mulțumim frumos, doamna membru corespondent. Mult asistență, este o zi frumoasă, ne bucurăm foarte mult că încă o colegă astăzi spășește, cum spun, într-o lume nouă, ne bucură cu rezultatele ei și în continuare îmi permiteți să dau citirea visului. Piesa de doctorat a doamnei Elena Mandan, particularități artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblul locuinței tradiționale moldovenești, specialitatea 65101, teorie și istoria artelor plastice, este dedicată mobilierului tradițional rural, investigat în perioada cuprinsă între sfârșitul secolului al XIX și mijlocul secolului al XX. Acest mobilier reprezintă un fond cultural și o sursă adecvată pentru cercetarea ambianței tradiționale din comunitățile rurale din Republica Moldova. Actualitatea investigațiilor inițiate de pretendenta la titlu este incontestabilă, dat fiind faptul că în lucrare este urmărită evoluția istorică și artistică a mobilierului locuinței țărănești din spațiul autohton. Piesa soluționează o problemă extrem de importantă a necesității valorificării științifice și protejării patrimoniului cultural mobil. Până în prezent, tema mobilierului tradițional moldovenesc a fost abordată doar sub aspect etnografic, ceea ce s-a menționat deja, mai puțin din perspectiva valorilor artistice. Demersul științific propune în premieră repertorierea pieselor de mobilier specifice gospodării țărănești din spațiul investigat, precum și analiza acestora în totalitatea manifestărilor sale. Autoarea introduce în circuitul științific numeroase informații edite și inedite, colectate timp de mai mulți ani pe teren și în muzee, contribuind astfel la extinderea și aprofundarea cercetărilor artistice, culturologice și etnografice din țara noastră. Scopul lucrării a constat în identificarea particularităților artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblul locuinței tradiționale moldovenești în perioada enunțată, prin clasificarea acestuia în baza cercetărilor complexe
și din perspectiva glorificării științifice, artistice, socioculturale, muzeistice și a patrimoniului cultural. Printre obiectivele realizate se numără repertorierea formelor mobilierului rustic, identificarea, analiza și clasificarea particularităților artistice ale mobilierului tradițional, determinarea influenței formei, materialului și funcției asupra clasificării mobilierului, elucidarea particularităților artistice ale mobilierului tradițional, precum și valorificarea și promovarea mobilierului tradițional ca parte a patrimoniului cultural din Republica Moldova. Rezultatele cercetării au fost deja utilizate în procesul implementării cursului Istoria Designului pentru studenții Facultății de Design de la Universitatea Tehnică din Moldova. Acestea vor fi utile meșterilor și designerilor creatori de mobilier, precum și muzeografilor. În lucrarea structurată în trei compartimente distincte sunt examinate reperele teoretice și istoriografice ale tezei, mobilierul tradițional în contextul culturii naționale și specificul artistic al pieselor tradiționale de mobilier. Autoarea propune clasificarea mobilierului după funcție, material și formă, argumentând detaliat criteriile de clasificare. Urmează descrierea morfologică a mobilierului tradițional, scaune, lanțe, bănci, carpile, paturi, leagăne, sof, celez, blidate, dulapuri, ulițe, cuiere, mese și altele, în total fiind identificate și analizate peste 1000 de piese. De asemenea, a fost urmărită evoluția locuinței țărănești între sfârșitul secolului al XIX și mijlocul secolului al XX-lea, fiind investigate și părțile componente, cum ar fi tinta, camera de locuit, camera curată sau casa mare. Un loc aparte este rezervat caracteristicilor artistice ale mobilierului țărănesc, fiind urmărită legătura indispensabilă între mobilier și arta tradițională. Particularitățile artistice ale mobilierului autohton au fost analizate în funcție de material, tehnici, decorative, mijloace artistice și structura decorativă. Sunt supuse examinării simbolurile ce decorează acest mobilier, motive geometrice, pictorale, antropomorfe, zoomorfe și altele, precum și numeroase simboluri legate de credințele și obiceiurile poporului nostru. În final, este pusă în discuție o problemă actuală, cea a valorificării elementelor tradiționale în mobilierul modern. În lumina celor enunțate mai sus, consider că pretendenta la titlu a dat dovadă de capacitățile de procesare critică a materialului științific și plastic examinat în baza metodelor specifice de cercetare, de fundamentare teoretică și de interpretare critică a informației și a materialului folosit, fapt ce a permis elaborarea unui studiu științific de calitate referitor la mobilierul tradițional rural. Teza de doctor, elaborată de doamna Elena Matan, corespunde tuturor cerințelor reglementare, iar pretendenta merită titlul de doctor în studiul artelor și culturologie. Mulțumim foarte mult, stimată doamnă membru corespondent Mariana Șlăpac, pentru efortul pe care l-ați depus pentru examinarea acestei teze. Știu că ați avut o implicare deosebită și la prima etapă și în cadrul seminarului științific de profil și acum, deci într-adevăr, contribuția și obiectul dumneavoastră sunt resimțite în această teză. În continuare, mergem conform ordinii care este menționată în cadrul rezumatului. Ofer cuvânt doamnei doctor în studiu artelor și culturologie, conferențiar universitar, Angela Munteanu, care va prezenta avizul domniei sale asupra tezei de doctor elaborate de Elena Matan. Noroată asistență. Analiza și susținerea publică a tezei de doctor cu tema particularități artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblul locuinței tradiționale moldovenești, sfârșitul secolului al XIX-lea, mijlocul secolului al XX-lea, elaborată de doamna Elena Matan, sub conducerea științifică a domnului Malco Ciutale, doctor în studiu artelor, conferențiar universitar, Institutul Patrimoniului Cultural. În urma analizei, am constatat că tema de cercetare abordată în cadrul tezei se încadrează în preocupările de cercetare științifică din țară și are o deosebită importanță atât în contextul prezent, cât și în cel viitor.
Opțiunea autoare Elena Dan pentru abordarea problemei de cercetare particularităților artistice ale mobilierului țărănesc în ansamblul locuinței tradiționale moldovenești se înscrie într-o tematică bine precizată pentru că corelează la extinderea studiilor artistice, culturale și etnografice ale mobilierului tradițional parte a patrimoniului național al Republicii Moldova. Structura și conținutul tezei constă din adnotări în limbile română, rusă și engleză, introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, surse bibliografice, 163 titluri, 161 pagini de text de bază, 3 anexe separate pe 254 pagini cu un material valoros studiat. Iar rezultatele cercetării au fost publicate în 35 de materiale științifice. Asumarea subiectului și prezentarea făcută de doctorantă vedește un laborat de documentare impulsionată de necesitatea înțelegerii fenomenului artistic prin analiza, clasificarea și repertorierea caracteristicii materialului și funcției formelor stilistice ale mobilierului rustic prin diferite surse și locuințe țărănești. Astăzi, Muzeul Sătești, fiind locul unde se păstrează istorie, tradiția, obiceiurile și meșteșugurile comunității. Notatea științifică este prima lucrare care include în registrul patrimoniului național a mobilierului tradițional, a proprietăților materialelor, tehnicilor de prelucrare artistică, a ornamentelor și structurilor decorative din locuințe de pe teritoriul Moldovei, din localități, din 37 de raioane, de la nord la sud, din perioada sfârșitului secolului al XIX, mijlocul secolului al XX-lea. Rezultatele obținute. Rezultatul obținut al valorii teoretice și aplicative contribuie la soluționarea problemei științifice importante care rezidă în dilucidarea complexă într-un studiu multilateral fiind argumentată necesitatea protejării mobilierului tradițional ca sursă valoroasă pentru dezvoltarea designului contemporan și a turismului local, precum și la extinderea studiilor artistice, culturale și etnografice ale mobilierului în Republica Moldova. Lucrarea se încadrează în exigențele europene și naționale de patrimonizare a mobilierului tradițional din Moldova de la sfârșitul secolului XIX, mijlocul secolului XX. Rezultatele obținute în cadrul cercetării a timpului tematice tezei de doctorat sunt publicate în 35 lucrări științifice sub forme de rapoarte și comunicări la conferințe, simpozioane naționale și internaționale, atât în țară cât și în străinătate. Concluzii finale. Tratând cu competență un subiect evoluat pregoare, organizându-și teza într-o logică evidentă și apelând la multiple exemplificări, doamna Elena Madan a dobândit merite după o laboroasă cercetare respectiv în toate rigurile și cerințele de redactare stipulate de către ANACE. În acest sens, o susținem pentru abordarea prestigiosului titlu de doctor în studiul artelor și culturologie. Totodată, credem că publicarea lucrării va fi cât de curând, care se impune pentru a se spre noi cercetări pentru specialiști în domeniu, dar și o sursă de informație pentru elaborarea suportelor de curs pentru studenții facultății de învățământul preuniversitar și universitar. Felicitări, dragă candidată, dragă colegă și mari succes în continuare! Mulțumim foarte mult, doamna doctor Angela Munteanu, pentru efortul pe care l-ați depus dumneavoastră și pentru ajutorul, pentru susținere pe care sunt sigură că doamna Angela Madan a simțit-o pe perioada expunerii acestei teze și sunt sigură că o să găsiți limba comună mult, atât că nu sunteți și specialiști în domeniul arhitecturii, da.
Deci o să găsiți multe tangențe dintre arhitectură și mobilierul care a fost prezentat. În continuare, ofer cuvânt doamnei doctor în studiu arte și culturologie de la Universitatea Tehnică, Liliana Platon, care este specialist în design interior, da? Și atunci este o temă foarte apropiată, da. Mulțumesc foarte mult! În urma analizei tezei de doctorat, am constatat că tema de cercetare abordată se încadrează în preocupările și cercetările științifice în țară și manifestă o importanță deosebită atât în contextul evolutiv cât și cultural-artistic al țării. Așa cum se menționează în lucrare, mobilierul este un bun cultural cunoscut tuturor comunităților umane, indiferent de gradul lor de dezvoltare. Conținutul materialului de cercetare corespunde întru totul cu tema tezei și demonstrează bună investigație a subiectului de studiu. Opțiunea de abordare a problemei mobilierului țărănesc din contextul sociocultural al perioadei de la sfârșitul secolului XIX și mijlocul secolului al XX-lea completează sfera de cercetare și cunoaștere a creației meșteșugărești și artistice din țară. De asemenea, cercetarea evidențiază și include în circuitul științific un material amplu categorizat sub aspect teoretic, tehnic, artistic și ilustrativ. Studiul aduce în prim plan demonstrații detalizate în privința tipologiei și procedurii de executare a mobilierului tradițional, vorbind cu lux de amănunte despre activitatea brestelor de meșteri ce au activat în țară. În context a fost analizată amura tradițiilor și obiceiilor cultural-artistice ce s-au perindat pe teritoriul patriei noastre pe parcursul evoluției istorice. Favorabilă lucrării este și cercetarea subiectului prin prisma aspectului funcțional și utilitar, deoarece astfel se argumentează deciziile formale și artistice ale pieselor. Cu o viziune sensibilă a fost analizată și influența sau congruența artefactelor naționale cu cele din țările limitrofe, procedura de studiu fiind argumentată printr-o bună analiză a surselor bibliografice existente în țară și peste hotare. Asumarea subiectului și prezentarea făcută de doctorandă vedește un laboros efort de documentare asupra operelor meșteșugărești, păstrate în muzee, expoziții, colecții particulare, etc., sumând astfel un bogat tezaur național. Aceste aspecte generalizează teza printr-un caracter recuperator sau de consolidare a direcției de producție a mobilierului tradițional ca parte a patrimoniului cultural al țării. Autoarea tezei, Elena Madan, abordează subiectul propus în temeiul unui plan, structură, care cuprinde, după cum s-a spus la introducere, trei capitole, concluzii parțiale și concluzii finale, completate printr-o amplă anexă ilustrativă. Fiecare compartiment elucidează un aspect important ce completează succesiv cercetarea obiectului de studiu. Procesul analitic se realizează în mod deductiv, de la general la particular, prezentând clar și coerent direcția de cercetare, domeniul de reprezentare și segmentul temporal de studiu prin etape explicative. Un prim aspect ține de clasificarea tipurilor de mobilier și spațiul de utilizare, după care urmează direcțiile de reprezentare artistică. În conținutul compartimentelor s-a ținut cont de obiecțiile comisiei făcute în cadrul ședințelor anterioare în vederea susținerii și promovării tezei de doctor. De asemenea, au fost colectate sugestiile de redacție tehnică și stilistică a tezei, obținând în final un manuscris relevant. În cazul elaborării unei monografii pe bază tezei de doctorat, se recomandă revizuirea concluziilor generale și sincronizarea comunicativă a acestora cu obiectivele cercetării propuse inițial în lucrare, aspect corectat sau ajustat, însă
încă insuficient. Totodată, considerăm că publicarea lucrării este foarte necesară în contextul susținerii studiilor ulterioare pe diverse nivele și sfere de învățământ, completând totodată palmaresul bibliografic și ilustrativ al ambientului tradițional țărănesc din țară. Tratând un subiect ce se impune prin importanță și valoare în contextul patrimoniului cultural și artistic al țării, doamna Elena Madan a elaborat o cercetare complexă, respectând toate rigorile și cerințele de redacție stipulate de ANACEC și, în acest sens, o susțin pentru acordarea prestigiosului titlu de doctor la studiul artelor și copilologiei. Mulțumesc, doamnă doctor Ileana Platon, pentru acest aviz. Sunt sigură că și dumneavoastră, într-adevăr, fiind șefa departamentului design interior, aveți multe tangențe și aveți multe de lucrat, multe de învățat împreună, în așa fel ca să punem în valoare patrimoniul ce ne identifică și patrimoniul ce a dat material, patrimoniul ceea ce a lăsat lemnare pentru noi, ca să putem pune și acest aspect în valoare. Îi ofer cuvânt doamnei doctor Natalia Grădinaru, secretarul Consiliului Științific, care este doctor în istorie, specializat în etnologie și o să ne spună și domnia sa opinia asupra tezei elaborată de Elena Madan. Stimați membrii Consiliului, vreau să o felicit pe Elena mai întâi de toate pentru că a ajuns la această etapă. Vreau să spun că nu am cunoscut acum pe Elena, dar de când a început susținerea, procesul de susținere, mai întâi etapa primară, urmă seminarul și în continuare, am văzut în ea o persoană care muncește foarte mult, care este muncește mult și asidu, care ține cont de sugestii, care se străduie în timp limitat să le corecteze și să țină cont de toate cele câte îi se spun și îi se recomandă. În privința chestii de doctorat, ce ar dori eu să spun? Deci, de la Ileana Condratikova încoace, nu am mai văzut o teză atât de bine documentată în teren. Deci atunci am văzut o teză bine documentată în privința fierului, materialul utilizat prima fiind fierul, și acum am văzut o teză foarte bine documentată în ceea ce privește terenul, cu foarte multe surse clasificate, cu o acuratețe deosebită, desigur că. Și pentru acest fapt să o felicit pe doamna Elena. A lucrat foarte mult, se vede. Și, în general, stilul și arhitectura lucrării este una foarte reușită. Acum vă dau citire, ca să nu vă răbesc foarte mult timp, vă dau citire câteva schițe care mi le-am făcut referitor la această teză. Deci, tema tezei doctorat se remarcă prin actualitatea și relevanța sa, întrucât mobilierul reprezintă un element cultural universal, cunoscut și valorificat în toate comunitățile umane. Mobilierul nu este doar un set de obiecte funcționale, ci și o expresie a tradiției culturale și artistice. În contextul locuinței tradiționale, mobilierul a jucat un rol esențial, devenind parte integrantă a universului bărdean și a format un ansamblu stilistic de mare valoare. Fapt care a încercat Elena să reda în această lucrare. Studiul mobilierul țărănesc este deosebit de important, având în vedere că în Republica Moldova acest parcurs sau acest scop nu a fost valorificat de către nimeni. Mobilierul nu a beneficiat de atenția cuvenită și deși este mereu în viața oamenilor și influențează modul de gândire, reflectă nu doar influențează, dar și reflectă modul de gândire și viața acestora, din păcate nu a fost până acum reprezentat, analizat.
Iar analiza acestei moștenire culturale din perspectiva gândirii artistice este necesară pentru a releva formele mobilierului și modul în care acesta a servit modul de viață tradițional. Ea este necesară nu doar din punct de vedere artistic, dar și din punct de vedere etnografic. Țin să-i mulțumesc pe această calenie pentru acest lucru, fiindcă în teza sa am găsit foarte multe referințe la felul cum se amenaja, cum a amenajat locuința. Este o temă de care mă ocup în actualitate și lucrarea linii va fi foarte de folos în continuare. Deci lucrarea este fundamentată pe o amplă bază de surse istorice, artistice, etnografice și culturale, care permit o repertoriere și analiză profundă a formelor și evoluției mobilierului. Cercetarea se bazează pe mai multe metode și teorii, abordând aspecte artistice, funcționale și culturale ale acestuia. Teza sublinează necesitatea unui studiu complex al mobilierului țărănesc, care să abordeze acest domeniu de multiple perspective, istoric, funcțională și artistică. Istoriografia existentă nu a dispus de o astfel de lucrare, ceea ce justifică importanța și originalitatea cercetării realizate de autoare. Scopul lucrării, care constă în identificarea particularităților artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblul ființei tradiționale moldovenești, prin clasificarea acestea pe bază cercetării complexe, este unul bine venit și realizat spre final. Obiectivele sunt bine definite și vizează atât repertorirea formelor de mobilier, cât și analiza și clasificarea particularităților artistice ale acestora. Și este o lucrare ce poate fi introdusă în circuitul științei culturală și artistică. Lucrarea aduce o contribuție semnificativă la domeniul cercetării mobilierului tradițional. Pentru prima dată, când acest subiect este abordat, în complexitatea manifestărilor sale, cu un accent deosebit pe particularitățile artistice. Teza se remarcă prin viziunea interdisciplinară și intradisciplinară aplicată, precum și prin relevarea necesității protejării acestui patrimoniu cultural. Importanța teoretică a tezii constă în extinderea și aprofundarea studiilor artistice, culturale și etnografice, oferind o metodologie complexă de abordare a mobilierului popular. Valoarea aplicativă se reflectă în utilizarea rezultatelor cercetării în proiectul design interior, care integrează elemente tradiționale, precum și în dezvoltarea postului universitare și a studiilor de specialitate. Aspectele pozitive ale tezii pe care le-am remarcat. Mai întâi, toate originalitatea și relevanța temei. Tema aceasta este deosebit de pertinentă în contextul efortului de conservare a patrimoniului cultural de material. Cercetarea contribuie la complementarea lacunelor existente în literatură de specialitate pentru analiză detaliată și bine documentată a mobilierului țărănesc cu accent pe elementele artistice și funcționale. Alta este metodologia de cercetare utilizată de către candidat. Deci, candidatul a adoptat o metodologie rigoroasă, combinând cercetarea de teren cu analiza comparativă a surselor istorice și etnografice. Această abordare interdisciplinară asigură o înțelegere profundă a subiectului și validează concluziile formulate. Structura și organizarea lucrării. Teza este bine structurată, fiecare capitol abordând aspecte esențiale ale temei, de la evoluția istorică a locuinței tradiționale moldovenești, descriere detaliată a tipologiilor de mobilier, și a decorului acestora. Analiza este clară și logică, susținută de ilustrațiile relevante și exemple concrete. Contribuția pe care la domeniu. Lucrarea este aduce o contribuție semnificativă la cunoașterea și valorificarea patrimoniului cultural moldovenesc, iar identificarea și descrierea detaliată a tehnicilor de realizare, a materialelor, a simbolisticii și esteticii mobilierului țărănesc, o constituie o referință importantă pentru cercetori în domeniu. Acestea sunt aspectele pozitive. Aspectele negative nu pot să spun care are această teză. Sigur că oricare lucrare merită să fie continuată și poate fi desăvârșită într-un timp mai lung sau mai scurt. Ce mi-aș fi dorit eu să văd este cu titlul de propune, aș fi dorit să observ sau să văd sublinea cumva în teză, Elena, că aveți cumva o gândire și mai filosofică asupra acestei teme,
Și cel mai mult ce am dorit, am căutat în această temă, poate pentru o frază așa foarte scurtă să definiți esența acestei arte sau acest stil artistic pe care l-ați dorit să-l evidențiați. Deci eu mă gândeam la așa o frază, deci mobilierul este o antologie perfect rezonantă cu fenomenologia, ceea ce înseamnă că trăsătura principală acestui stil țărănesc, a stilului mobilierului, care l-au făcut în case sau în gospodăriile lor, a fost ceea ce că oamenii locului au făcut frumos din ceea ce au avut. Deci, s-au folosit din materialele și, sigur, ceea ce se observă în stilul acesta rustic a mobilierului este simplitate. Aceeași simplitate care, de multe ori, citind această teză, mă trimitea la Mircea Eliade. Deci, aceeași simplitate pe care o a avut-o și Mircea Eliade în lucrările sale, aceeași simplitate o observăm și în mobilierul tradițional să urmezi în această din această regiune, pentru că este aceeași gândire, cum spunea doctoranta în teză, deci gândirea și stilul nostru românesc, stilul simplu de a trăi, care se reflectă în tot artistismul nostru care l-are. Mulțumesc pentru atenție! Eu vă mulțumesc multe, doamnă doctor Natalia Călinaru, fiindcă de adevăr ați venit cu o opinie diferită de ceea ce vine din partea specialistilor în domeniul studiu artă, dumneavoastră fiind specialist consacrat, deja o spun cu certitudine, fiindcă vă cunosc publicațiile și vă cunosc ceea ce faceți în domeniul etnologiei, în domeniul istoriei, și atunci, de adevăr, ați observat acea simplețe, dar și acea pațietă etnografică a studiului care a fost prezentat spre examinare. Deci astăzi am examinat teza transmisă de către Elena Madan, Particularități artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblul Cuinții tradiționale moldovenești, într-o perioadă cronologică care este stat pe sfârșitul secolului al XIX, mijlocul secolului al XX-lea. Deci, care a fost elaborat sub conducerea doctorului în studiu artelor Vitalie Malcoci. Pentru mine, ca specialist care mă află și eu la interferență între mai multe domenii, vorbesc de studiu artelor, de istorie, poate mai puțin etnologie, ceea ce țineam de arta metalelor, pentru că am încercat să mă concentrez doar pe arta profesională. Pentru mine este o lucrare care a fost supusă examinării astăzi, este o lucrare, într-adevăr, pe unghie de cuțit așa între studiul artelor și între etnologie, fiindcă îi sunt foarte multe aspecte etnologice care sunt tratate inclusiv de la însuși denumirea de tipul mobilierul țărănesc și cred că aceste aspecte o să le fortificați atunci când veți realiza acea monografie care, de regulă, doctoranții, după ce susțin tezele, într-un scurt timp, nu toți, într-un scurt timp, realizează o monografie în așa fel ca să poată aduce și un plus valoare prin acea contribuție pe care o realizează. În plus, monografia este mai liberă în interpretare comparativ cu rigorile reglementare față de teze de doctorat și în monografie sunt liberi de a expune opinia și punctul dumneavoastră de vedere, fără a ține cont de canoanele stricte care vin de la cerințele regulamentare. Deci, dacă vorbim în linii generale despre teza particularității artistice ale mobilierului țărănesc, țin să menționez următoarele, fără a face referire la partea de constatare și partea laudativă care a fost expusă anterior. Aș veni cu unele propuneri pe care aș vrea să fie ținute cont, luate în considerare atunci când va fi realizate acea monografie și sunt sigură că vor de la această lucrare doar va câștiga.
sursele sovietice ideologizate profund de prin anii 1960, la care faceți referire în teză, este necesară o poziție critică, nu doar că s-a scris în această perioadă despre, noi știm foarte bine, anii 60-70, care a fost steagul și care a fost direcția pentru realizarea unor asemenea studii. Deci aș vrea, într-adevăr, o poziție mai critică față de puținele studii, cred că în această perioadă au fost concentrate mai multe studii din punct de vedere etnografic, iar ceea ce dumneavoastră citați din punct de vedere sunt, evident, studii cu profund simbolism ideologic, politic, dar aliceierea trebuie să fie retrasă, fie revăzută din punct de vedere al poziției critice. Ziceam de acea fațetă etnografică pe care o aveți, fiindcă chiar la pagina 20 în pieză spuneți că etnografii s-au referit în mod predominant asupra acestor domeniu. Da, acest domeniu a fost tratat în mobilierul țărănesc, a fost tratat la noi, în mare parte, de către etnografii, de cei care au făcut studiile în domeniul etnologiei. Cu referire la mobilierul țărănesc pe care dumneavoastră spuneți, aș vrea să văd care totuși este original, care este făcut de meșteri de la noi și cel care este adus și ajuns în casele, în locuințele noastre, pe diferite căi. Noi uneori facem o greșeală mare. De ce zic? În situația când depistăm pe teren o piesă, fără a îi examina în mai multe puncte de vedere originea acestei lucrări, o tratăm că iată ea este localizată în satul Cutare, raionul Cutare. Dar fără a ține cont că acest scaun putea fi adus parte de la conacul de undeva sau poate fi adus ca zestre din altă parte și el nu este numai decât făcut de meșterii noștri din partea, din Basarabia sau partea moldovenească pe care ați scris-o dumneavoastră, cu referire la sfârșitul secolului XIX, prima jumătate a secolului XX. Scaunul moldovenesc se regăsește atât în Casa Țărănească, se regăsește și în muzee acum, se regăsește și în casele urbane și nu avem certitudinea că acest scaun țărănesc a fost făcut într-adevăr și este opera, când vorbim de parcurtățile artistice, este opera sau lucrarea unui meșter din spațiul nostru. Aș vrea să văd în cazul dat și mai multe, adică referire la aceste origini a acestor piese de mobilier pentru a putea vedea și interferențele, influențele artistice. Da, am avut de exemplu, dacă doamna Grădanu a zis de metală, am depistat mai multe piese făcute în atelierele poloneze, de exemplu cel Norbert, care a ajuns în sinagogile sau în bisericile noastre din Basarabia, dar de fiecare dată te trebuie să găsești contextul, cum a ajuns această piesă, de ce a ajuns, cine a adus-o, cine au fost acești comanditari, fiindcă ea a ajuns pe o anumită cale și cum a influențat această piesă, deja mai departe, arta metalelor în spațiul nostru. Fac referință în așa fel ca să înțelegi ce aș și ar fi bine să se regăsească și în viitoarea monografiei pe care o să, sunt sigură că o să o faceți numai decât. Dicționarul pe care l-ați prezentat la sfârșitul acestei teze, cred că necesită o restructurare și o completare esențialmente mai bună, da? Din sensul că sunt folosite foarte multe regionalisme și noi ar vrea să știm de unde vine acea denumire, de exemplu, da? Cum se numește, de ce localitatea Cutare se numește Laliță, acolo Laliță, deci sunt chestii de regionalisme pe care ar trebui să se regăsească într-un dicționar de termeni, dacă le dorim că el să fie uzual pe viitor și nu de dracul lui ca să fie prezentat în cazul acestei aceste teze. Deci acestea nu sunt obiecte, sunt propuneri de modificare, de ajustare a lucrării care ar trebui să câștige în cazul dat pe viitor. Legat de sursele de arhivă, dumneavoastră citați Arhiva Națională a Republicii Moldova,
care, începând cu 2019, se numește Agenția Națională a Arhivelor și are două subdiviziuni, două direcții, da, Direcția Generală a Arhiva Națională și Direcția Arhiva Socială Politică, deci fondul guvernamental. Deci, în cazul dat, de exemplu, eu citesc Arhiva Națională a Republicii Moldova, fondul 75, noi nu știm la care direcție, la care fond se referă ea, la fondul guvernamental, care este de la Arhiva Națională, deci, mă rog, sau fondul ce se află la Arhiva Social-Politică. Deci aici, mă rog, frumos, este atenție maximă și pe viitor. Deci Arhiva Națională Republicii Moldova se numește deja de un timp oricare Agenția Națională a Arhivelor cu două subdiviziuni. Vă rog frumos să completăm ca să dat pagina web agenției pentru a avea o corectitudine de a menționa aceste surse. În linii generale vreau să spun că teza care a fost examinată și a trecut toate etapele a fost evaluată foarte bine la toate etapele anterioare care au fost discutate, elaborate de către Elena Madan, cuprinde un spectru cronologic destul de interesant, vorbim de sfârșitul secolului XIX, mijlocul secolului XX, care vorbește, practic, despre trei perioade istorice. Vorbim despre Basarabia, componența Imperiului Țarist, vorbim de Basarabia în componența României Mari, între Ren, Basarabia, Ren, Regit, în România, da? Deci, revenită în România. Vorbim și, dacă vorbiți de mijlocul secolului 20, vorbiți, cred că, niște puțin și de perioada aceea sovietică și atunci ar putea fi mai bine și niște studii comparative cum a evoluat acest mobilier țărănesc, care ar fi diferențele din punct de vedere artistic, stilistic, funcțional al acestui mobilier și ce ar fi mai interesant pentru chestia de patrimonializare despre care s-a discutat mult, ce a rămas din acele perioade vechi, acel mobilier care, într-adevăr, este necesar de a fi tratat cu substanțe speciale, soluții pentru a nu fi mâncat de cale și nu a fi pierdut, dar ce a rămas din piesele acestea de patrimoniu, ce putem să aducem la ziua de astăzi, cum putem păstra, cum putem promova, cum putem să restaurăm, pentru că noi nu avem restauratori în lemn, în așa fel, ca să ținem cont de toate elementele artistice care sunt, de a face o restaurare autentică care se corespunde perioade și vorbim nu doar de restaurare lemnului, am văzut că aveți și aplice de metal asupra acestor piese. În normal că trebuie să fie un studiu interdisciplinar, în așa fel ca acești restauratori să poată readuce, să dea a doua viață pieselor de metal, de doamne, vezi dacă metalul, pieselor de lemn care se regăsesc în căleați documentat, într-adevăr, un număr impresionant de piese de lemn pe care le-ați găsit în locuințele din satele Republicii, din spațiul actual al Republicii Moldova, așa să spunem. Deci, acestea fiind spuse, cred că nu le luați ca obiecții delegat, dar propuneri de ameliorare, de ajustare și de îmbunătățire a acestei lucrări, în așa fel ca monografie atunci când o să o realizați, o să fie într-adevăr o lucrare bine căutată și care s-a lăsat de mult așteptată. Deci, suntem 5 membri ai Consiliului Științific Specializat, toți au expus imparțial, obiectiv, opiniile asupra tezii. A fost o discuție foarte bună, fiindcă și partea de constatare, partea de laude pe care, într-adevăr, le meritați laudele care au fost spuse, dar și propunerile de recomandare, obiecțiile care sunt sigur că necesare, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru studiile pe care le faceți în continuare și pentru monografie pe care vreți să o realizați, sunt sigură. Deci, după această expunere a tuturor membrilor Consiliului Științific, invită secretarul științific al Consiliului, doamna dr. Natalia Grădinaru, să dea citire proiectului hotărârii cu referire la gradul de noutate și valoarea științific și practică a rezultatului obținut din teze și cu privire la conferirea titlului științific solicitat. Doamna Grădinaru, avem pregătit proiectul hotărârii pe care vă rugăm să dați știri la părții finale de constatare. Da, mulțumim frumos!
hotărârea Consiliului Științific Specializat D651.01.24.105 din cazul Institutului Patrimoniului Cultural al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, aprobat de către Consiliul de Conducere al UNACEC prin decizia numărul 2 din 24 mai 2024, privind valoarea aplicativă și noutatea științifică a tezei de doctor cu tema particularități artistice ale mobilierului țărânesc din ansamblu locuiții tradiționale moldovenești sfârșitul secolului XIX-lea, mijlocul secolului XX, susținută la 13 august 2024 de Elena Madalna, specialitatea 651.01, teorie și istoria artelor plastice, conducător științific, doctor în studiu artelor, conferențial universitar Vitalie Malcoci, prezentată pentru conferire de științific, doctor în studiu artelor și culturologie. În baza tezei de doctor prezentate de Elena Madan, avizilor pozitive ale referenților oficiali, doctor candidat conferențial, cercetător Victor Rocaciuc și doctor conferențial universitar Barbara Buzilă. Consiliul științific specializat, în ședința publică de susținere a tezei de doctor, din 13.2024, din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al Ministerului Culturii Republicii Moldova, aprobat de către Consiliul de Conducere în acest prin decizia numărul 24 mai 2024, concluzionează că particularitățile artistice, pe teza, particularitățile artistice ale mobilierului țărânesc în ansamblu locuinței tradiționale moldovenești, sfârșitul secolului XIX, mijlocul secolului XX-lea, elaborată de Elena Madalna, specialitatea 651.01, teorie și istoria artelor plastice, conducător științific, doctor în studiu artelor, conferențiar universitar Vitalie Malcoci, prezentată pentru conferirea titlului științific de doctor în studiu artelor și culturologie, specialitatea 651.01, teoria și istoria artelor plastice, prezintă o cercetare științifică profundă a problemei abordate în premieră, întâlnește pe deplin exigențele stabilite față de tezele de doctor în domeniul științific, în științele umanistice și alte. Rezumatul asupra tezei de doctor conține ideile, concluziile și recomandările de bază ale lucrării. Teza corespunde tuturor cerințelor înaintate de regulamentele în vigoare ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Consiliul Științific Specializat D651.01.24.105 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural solicită Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare conferirea titlului științific de doctor în arhitectură, doamnei Elena Madan, ca urmare a susținerii publicii la 13 august 2024 a tezei particularități artistice ale mobilierului țărânesc din ansamblu locuinței tradiționale moldovenești, sfârșitul secolului XIX-lea, mijlocul secolului XX-lea, elaborată sub îndrumare conducătorului științific, doctor în studiu artelor, conferenția universitară Vitalie Malcoci. Semnează președintele Consiliului Științific Specializat și secretarul științific, Ileana Fondă, secretarul științific, al Consiliului Științific Specializat. Ați citit doctorul în arhitectură. Doamna, așa e, deci doamna Grădinaru era sub impresiile că, într-adevăr, mobilierul țărănesc face parte și din arhitectură și am vorbit foarte mult de acele interferențe și multidisciplinaritate și transdisciplinaritate care se regăsește în teză și automat i-a venit să de arte, arhitectură. Deci este absolut tehnică pe care sperăm că n-a observat-o nimeni. Și nici noi n-am observat-o. Da. Vă mulțumesc frumos, stimați membri ai Consiliului, pentru opiniile dumneavoastră, pentru propunerile de îmbunătățire a acestei teze în așa fel ca să asistăm peste scurt timp la o susținere a tezei de monografie de lansare a monografiei, da, într-o variantă și mai bună. Am zis că și acum lucrarea arată foarte bine. Acum am să rog membrii Consiliul Științific Specializat să rămână aici pentru procesul de votare. Onorată asistență, stimate conducători științific, domnul doctor Vitalie Malcoci, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți ai tezei de doctor, stimată doamnă pretendentă, până la anunțarea votului sunteți pretendente. Iana Madan,
Deci, comisia, Consiliul Științific Specializat în următoarea componență, doctor habilitat, Liliana Condratică, în calitate de președinte, doctor Natalia Grădinaru, în calitate de secretar științific, membru corespondent Mariana Ștapac, doctor Angela Munteanu și doctor Leana Platon, au votat, au examinat această teză, s-au expus imparțial asupra votării, da, vă țin în suspans. Și vă dau citire procesului verbal de votare a membrilor Consiliului Științific Specializat din 13 august de 651-24-105 din cadrul Institutului Patrimoniu Cultural la specialitatea 651-01 Teorie și Istoria Artelor Plastice. Deci, rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat din 13 august sunt următoarele: în vederea conferirii gradului științific doctor în studiul artelor și culturologiei doamnei Liliana Madan, în baza susținerii publice a tezei de doctor în studiul artelor și culturologiei cu titlul Particularități artistice ale mobilierului țărănesc din ansamblul locuinței tradiționale moldovenești, sfârșitul secolului al XIX-lea, mijlocul secolului al XX-lea. Au fost prezenți la vot 5 membri ai Consiliului Științific Specializat. S-a votat pro 5, contra 0. Procesul verbal este contrasemnat de către secretar științific al Consiliului Științific Specializat, doamna doctor Natalia Grădinaru. Deci, aceasta este procesul verbal de votare pe care cred că este necesar să-l aprobăm într-un vot deschis ca să știe toți că l-am votat, membrii Consiliului Științific, respectiv și acea proiect de hotărâri care a fost dat citire de doamna doctor Natalia Grădinaru, care acest proiect va fi perfectat în așa fel ca să fie transmis deja în adresa ANACEC în formula sa finală inițială. Vă rog frumos, membrii Consiliului Științific, să-l aprobăm și format deschis, da, acel proces verbal de votare, rezultatele votării nominale care a fost și respectiv proiectul hotărârii Consiliului Științific Specializat. Deci, acestea fiind spuse, o putem felicita pe doamna Elena Madan cu susținerea publică de astăzi și conferirea titlului științific de doctor în studiul artelor, în așa fel ca să fie deja perfectat dosarul întreg și să fie transmis la ANACEC în timpul cât mai curând. Doamna Elena Madan, vă oferim cuvântul la așa fel ca să vă expuneți opinia dumneavoastră și după care continuăm ședința. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Pentru că foarte mult timp am mers spre acest moment. Multe nopți n-am dormit. Și zile, gândul la ceea ce făceam, am avut plăcere foarte mare din ceea ce am făcut, adică mă refer la teza mea. Deci m-am ocupat cu artețele artistice ale mobilierului țărănesc. Dar astăzi nici nu vine să cred până la urmă că a ajuns momentul acesta. Vreau să mulțumesc foarte mult părinților care m-au susținut, care țineau la mine și țin și au avut încredere. Mulțumesc tuturor din sala asta, mulțumesc doamne președinte, opiniile care mi-a și sugestiile care mi-au fost date, mi-au apărut noi idei, ce mai trebuie să fac și cum trebuie să fac. Mulțumesc doamnei Natalia, că m-a susținut în momentele cu perfectarea actelor. Mulțumesc mult domnul conducător, care m-a ajutat cu tot ce a putut și m-a susținut în calea spre ziua de azi.
Mulțumesc tuturor membrilor, mulțumesc doamna Liliana, mulțumesc doamna Munteanu pentru sugestiile, pentru efortul care l-ați depus. Mulțumesc doamnei Șoapac pentru toate intervențiile și susținere, începând de la unitatea primară, la seminarul științific când ați fost președinte și ulterior la rezumat cu toate îndreptările și sugestiile care le-ați făcut pentru îmbunătățire, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult doamnei Barbara, care întotdeauna m-a inspirat prin felul de a fi și prin modul de a gândi și de a relata lucrurile. Am învățat foarte multe de la dumneavoastră. Mulțumesc colegilor care au venit să mă susțină astăzi, pentru că asta este un suport pentru mine. Mulțumesc pentru că sunteți alături. Apreciez foarte mult lucrul acesta. Mulțumesc fraților, mulțumesc a toți care într-adevăr au avut încredere. Mulțumesc soțului care m-a arătat toți anii ăștia și care a încercat să facă totul ca să mă susțină. Am avut momente foarte deosebite în legătură cu teza și orice descoperire care o găseam în momentul cercetărilor, primul care afla, desigur, că era soțul. Toate noutățile le discutam în primul rând. Eu mă bucur că am ajuns la momentul acesta. Și mă bucur că sunteți aici și împărtășiți momentul acesta cu mine. Vă mulțumesc foarte mult! Este trist, dar practic 3 ore de lucru pe care nu le-ați observat cum s-au scurs. A finalizat ședința Consiliului Științific Specializat, organizată în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural. Felicitări doamna Elena Madan cu obținerea titlului de doctor în studiu artă și culturologie. Felicitări domnului conducător, că aveți încă o susținută o disciplină care a susținut teza de doctor. Felicitări facultății de design, că ați obținut încă un doctor și va deveni o facultate de design pe potrivă și eu cred că o să prevați foarte multe din această teză, inclusiv poate fi și un curs special, mai știm, dar felicitări Consiliului Științific Specializat și vă mulțumim frumos, stimați membri ai Consiliului, pentru efortul pe care l-ați depus. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări recenzenților care au fost binevoitori, dar și cu propuneri de îmbunătățire a viitoarei monografii, că deja îi spunem așa, în cartea care va apărea. Felicitări tuturor! Cu aceasta, ședința Consiliului Specializat din data de 13 august a luat sfârșit.